Asta ține și de fiecare. Eu oricum sunt mai ok dimineața. Eu și când muncesc, acum prefer să lucrez dimineața, în prima parte a zilei sunt cea mai eficientă și mai ok acolo, cu capul. Atunci și scrii cel mai mult? Da. Dimineața, da. Nu? Atunci scriu, atunci bag muncă, păi după șase... Mintea limpede, da. nu ești încărcată de o zi, da. De stat în trafic, de luat contact cu grămadă de exact. Fel și fel de oameni. După șase intră starea aia de hai să bem ceva, intrăm da. Pe Caterin, că e altă personalitate, sănătate. Și asta era cel mai nașpa, cel mai greu cu care... Nu, efectiv, nu poți să te obișnuiești. Oricât ai încercat, nu poți să te obișnuiești să te trezești. Nu e greu să scrii zi de zi altceva. Adică tu veneai și cu niște glume pregătite de acasă. Adică glume. Niște remarci. Păi să scrie pe desfășurătorul ăla. Trebuie să îl citești, să scrii, să ai niște chestii pregătite. Câte glume pregătești pentru dimineață? În funcție de desfășurător. Da, în funcție de desfășurător. Ai mai luat glume din radio și după aia le-ai băgat pe stand-up? Nu, că e alt, sunt altfel de... Îți pare rău când dai glume la radio sau când dai glume la radio și se părea prea bună și ziceai asta aș țină pentru... Sau hai să o dau acum și băia se părea rău. De ce am dat-o pe radio și în loc să o dau pe scenă? Super, într-o poziție din asta super naturală, așa? Nu, noi ne facem că... scrie aici... Conversație cu Universul. Vin de colecție de la Tetelu. Ora 11 și 408 minute. Rugăciune. Doamne, aș vrea să fiu nemuritor măcar o zi. Și vinul de la Grama. Este... Da, iar aici avem așa... Si. Himeric. Așa. În căutarea trupului pierdut. Vin de conversație superioară de la Tetelu... Și zice, la ora 19:50, stăteam eu cu un prieten la masă și ne puneam întrebarea aia mea. Ce căutăm noi în univers? Nu puteam să stăm Dumnezeului în casă? Bine, inițial era dracului, dar nu poți să pui prelin. Să-ți vedem ce are Ioana Luita, pe care o salutăm și mulțumim că a acceptat invitația noastră. Și tocmai ce, uite, vezi, prezintă vinul. Mulțumesc frumos, mie mi-a picat hipnotic, totul curge. Vin superior de procrastinare de la Tetelu. Da. Și mi-a picat pe spate rugăciunea de a doua, 25 și 12, Doamne ajută, nu, Doamne aș vrea să știu pinul de la cardul lui Dumnezeu. Doamne și eu. Ce tare e asta. Și este fata cu tichie albastră, Meno? Da. Deci, și asta este înger? Mă, la e o pictură tot așa. Aici sunt niște picturi celebre. Pe care asta le-am reinterpretat eu cu tuburi. Am înțeles. Deci sunt reinterpretări cu tuburi. Spune-le un pic despre vinul acesta. Spune-le un pic despre acest vin. Hai să vorbim despre invitat și noi o să vorbim despre vin mai încolo. Vei vorbi mai încolo. Ce îmi place vinul? Mai ales că, cum să zic, mă bucur că avem... Ioana, ce faci și tu ai zis, stai să vorbim cu invitat. Da, vreau să mă bucur mai întâi de faptul că... Avem o fată care... Oh my God, mulțumesc că ai observat. Băieți. Nu mereu, am mai avut. Nu exagerăm, da. N-am avut foarte multe fete, ce-i drept. Tocmai de-aia mă bucur de că avem câte o fată, femeie, orice, care nu este băiat, care am... Da, hello. Orice e trist odată pe lună. Bună ziua și bine v-am găsit. Ce bun a început orice e trist odată pe lună. Noi avem, dacă am face socoteala Baboiaș, am avea, că împlinim acum și un an, stai să zic eu, împlinim acum, mai avem un pic, da, zic așa, nu în februarie? Ba, păi, da. Vezi, am avea, dacă așa, o fată pe lună. O fată pe lună, să ducem o viață bună. N-am avea. N-avem una pe lună? Pe trimestru. Hai să ne gândim ce fete am avut, că, nu știu, am presimțirea că încheiem un an de zile cu Ioana Luiza. Cu Ioana Luiza, nu! Nu e ok să vorbim despre alte femei în prezența unei femei. Păi adică... nu, mă, se știe și ea că am mai avut fete în viața noastră. Că știm să vorbim cu ele. Da, dar dacă vrei să stai pe spate, lejer. Da. Mulțumesc, da, sunt regulă. Da. Deci am avut ca fată, am avut-o pe Maria Popovici. Da. Fată faină. Am avut fetele cu piperul. Am avut fetele și... de la sare și piper, da. Pe Adriana și pe... Am avut-o pe Joe, am avut. Mama, am avut-o pe Anca Dumitra. Anca Dumitra, da. Am avut-o pe Calița. Da. Și am avut-o pe Lizzy. Da. Eu am avut-o de multe ori pe Lizzy. Deci am avut ceva fete. Și deci ai putut top. Abține să nu aduci aici, la birou, la muncă. Pe cine?
Viviana, mamă, da. Mă, că am avut fete, mă, ce da, zici, mă, de fapt, da, ai dreptate. Mă simțeam prost, așa că... Super multă presiune acum, ați avut numai fete super frumoase și super amuzante, super faine, acum sunt, haide, și, repede, tu crezi că dacă povești, tu zi repede, super jokes. Amuzantă, te chemam, crezi că așa? Păi are balta pește. Oh. Ce faci? Ce faci de sărbători? Ca să începem așa. Ce fac de sărbători? Da. Începem cu această minunată întrebare. Care e pe mă mir că tuturor. N-ai întrebat-o ce gătești de sărbători, dacă tot e femeie. Păi stai că întrebăm acum. Păi să vedem unde se duce și după aia te-a speri vasele. După dar ce, cine după te-a lăsat să vii aici? Băiatul ăla te-a lăsat și e că ești aici când nu ești la bucătărie? Vine imediat, știi? Așa, zi. Oala de pe foc? Oare? Da. Se aude? Ce se aude? Zi, ce fac de sărbători? Mă duc acasă, numai că problema e că m-am lăsat de fumat de vreo două luni. Se fac două luni. Ai vrut să zici două săptămâni. Da, simt ca și cum... A trecut super. A fost super ok, o lună jumate eram noi gata, nu mai sunt fumătoare și acum de vreo două săptămâni, că a fost un pic de stres cu Revelionul și așa, pe partea de organizat și filmat și repede, repede Revelionul lucruri. Revelionul care? Ceva mărunt. Așa, de acolo. Să precizăm. Da, da, noi ne-am avut acolo. Ați avut toate Revelionele? S-a dus și s-a dus să ia banii, dar tu ce ai făcut? A, și eu am sper să dea și mie un milion până mâine. De am venit, de fapt. Până mâine. Dar ți-e de astăzi. Bine, depinde acum când postăm noi. Mâine ăsta... Și am mai și ținut clipboard-ul și organizat și da, lucruri. A, săraca, a fost, da, a fost hăituită. Am fost strigată Luiza de 600 de ori în două zile. Cred că nu mai vreau să... De asta, dacă puteți să mă strigați Ioana astăzi... M-am gândit să... Okay, Ioana. M-am tot gândit. Am și băut nu, într-o seară apuca. Și așa am venit să a venit o țigară. Da, 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 nu m-am apucat, nu, dar dacă ai prins sunt una, lucru slab. Zici, hai că pot, nu că da, o să vezi. Ce e o țigară? La nu, băutură. Nu, să vezi că bam, poți bam cu doar una. Păi aia încă o dată, peste da, săptămână. Putea... A, pot. Și după aia... Eu am avut această tentativă de a mă lăsa de fumat mult timp în urmă. Abia venit la București. Cum? Am răcit foarte tare și nu mai puteam fuma. Și vreo 3-4 zile n-am mai putut fuma. Da. Deci nu mai intra țigara. Și după vreo 4 zile, ai zis, gata, am revenit să din răceala aia. Foarte bine, bravo. Și când am băgat țigara în gură, mamă, exact primul gust ăla, care n-are da, niciun gust. Ești, dar de zic, ce îmi fac eu asta? De ce fumez? Și da, n-am mai fumat o lună de zile, a zis mamă, o lună. Și după o lună, tot așa, mamă, îmi venea să fumez, începusem să ies la șpriț, unde acolo te ia, știi cel acolo mai nasol. Și eram cu un prieten, țin minte, și să vezi cum m-am reapucat. Am zis, dă-mi și mie o țigară, dar o țin așa, știi, că am zis că e doar gestul. Da. Și am ținut-o la rece, cum ar veni, a ținut așa, și a zis, hei, aprinde-o să o pufăi. Da, să văd. Și după aia am mai scăpat pe gât în jos, cum ar veni, și uite așa, m-am reapucat și am 23 de ani de când fumez. Ah, deci tu de atunci te-ai reapucat? Păi nu, atunci aveam deja vreo 5 ani. Aveam vreo 24 de ani. Și n-ai mai avut tentative de a... Băi, eu măcar m-am păstrat până la 18 ani. Nu, m-am păstrat de la 18 ani, n-am până la 23. Și eu m-am apucat în facultate, ce prostie. Eu la 23? Da, de fumat. În facultate. La 23 și de altele. La 23, a? Nici mai avea sens să te apuci. Da. Mi-au și zis unii, băi, e prea târziu să te mai apuci de fumat. Sunt perseverent. Nici nu știți cât pot să duc eu și să fac. Dar... Și o secundă. Dar când, la cât timp ai lăsat? Adică cât timp ai fumat? M-am fumat ceva timp. Nu, n-am vrut să mă las mult timp. Nu știu, vreo 10 ani nu am vrut să mă las. Am vrut. Mai erau încercări și aici s-a lansat o vorbă pe care a lansat-o un coleg de-a meu, Iulian, la Cața Vencăra, m-a lăsat de lăsat de fumat. Bine, e vechi. Era data acum 25 de ani. Așa. Și deci n-am tot lăsat de lăsat de fumat până a zis, nu mai, n-are niciun sens să ne lăsăm. Și m-am lăsat acum vreo 4 ani. M-am lăsat vreo un an, jumate, ceva de genul. Bun, 4 ani deja. Și de atunci gata? Deja, cred că nu mai intră. M-am reapucat. Nu mai intră. Da? Ce? Nu, e... Da? Exact pe acest principiu. A, pot. Pac, la petrecerea. Da. Bine, oricum știi că nu fumez decât când beau. Adică nu fumez ziua, n-am nevoie. N-am nevoie. Deci de fumat... Depinde și cât de dezbei. Da, asta e. Da, că la mine, de exemplu, dacă e în fiecare zi, e greu să mă las de fumat. Dar de băut, când te lași? Nu, cum ești cu care de la tata cu băutura? Ok, nu știam că am venit la o intervenție, dar fie. Da. Nu, că aici băutura? Începem, noi aici de-aia ne strâns la subsol, un fel de clubul vițioșilor anonimi. Da, asta ne și interesează viciile voastre ale invitațiilor. De fapt, nu ne interesează calitățile, ca să fie clar. Cu șprițul sunt, cu șprițul. Deci ține de șpriț, cam sunt cu șprițul. Băutură, femei, drogă, și femeile îmi plac. Ai, și nu o să te mint, îmi plac. Sunt preferatele mele. Pentru femei te-ai născut. Da, da. Hai să din femei și pentru femei. Hai să începem cu băutura. Ce înseamnă beau?
Ce, ce înseamnă îmi place șprițul? Adică place viața, place să zic că îmi place viața, îmi place viața. Da. Știi că Costel iar tot avea o glumă exact pe principiul ăsta, că ăștia care mor de tineri pentru că au băut, s-au drogat, s-au pierdut nopți, asta când a murit se spune, ei, i-a plăcut viața. I-a și plăcut viața, ăștia da. Ăștia care da. Sunt sportivi, care, ăștia niște sinucigași. Da, ăștia, da. Știi? Cum să vrei să trăiești așa pe la 100 de ani? Cine de alergă în parc. Asta e gluma lui Costel sau e, da, e într-un sau context? E vorbă? Nu, e într-un context. Dar revenim. Că mă gândeam că e vorbă populară, dar nu știam. La primii o știam. Dar la cei de-ai doilea, da. Cu sinucigași nu știam. Păi dacă, în sensul că dacă ăsora le-a plăcut viața, care au băut, care e așa, ăsora care aleargă, le place moartea, niște sinucigași, ăia care fac sport, care trăiesc sănătos, știi? E pe... O să-ți o explic eu, Tetelu, că de-aia nu-i da, pentru toată trebuie lumea. Trebuie să mai bem două pahare, că nu da, cred că... Foarte bun vinul ăsta. Da, foarte bun da. Vin. Ați ales alb. Deci avem alb, roșu și roze. Doamne ajută. Cum îți place? Mult. Da? De ce mult? Te-ai vinat cu elogiile. De ce să vă mint? Eu nu mă pricep la... Hai, nu. Vici, băutură. Băutură. De câte ori bei? Nu bei când, așa când? Des? Când nu bei? Ce? Lunar. Când beau? Lunar? Nu știu, când ies din casă beau. Înainte beam și acasă. Mie îmi place că eu nu beau de tristețe. Asta vreau să se înțeleagă. Da, de voie bună. Că parcă intră ceva. Day drinking? Best drinking. Day drinking da. Is best drinking. Da. Pe bune? Da, da, da. Asta e periculoasă, să știi. Te eu am și la... neamuri din Buzău, Moldova, deci nu... Stai, nu Botoșan? În Buzău unde? Și Botoșan ai? În Buzău din... Zi satul. Bobocu. A, sună frumos. Comuna cu Chirlenga. Bă, bocului nu poți să fii, mă, trist. Bă, nu poți. Mai ales când am fost la țară ultima dată și am început să bem la... Oricum, la Buzău e super cald, 40 de grade afară cald. Da. Și a venit vecina de lângă la 8:30 dimineața okay. cu niște țuică. Și a zis, haide să avem păi spor la muncă. Începe munca. Da. Altceva. Normal că poți să stai în căldura asta acolo. Când te apuci de dimineață. Dar nu numai acolo. Cred că, în general, la țară, când sunt oameni care merg la muncile faci. Câmpului. Că se duc la prășit, că se duc la cosit, că se duc la cules, bă, o ștampă înainte. Altfel stai cu gândurile tale. Bă, altfel stai, da, că stai cu gândurile tale. Ce mai faci? Vorbești, mai. Așa te amărăști. Stai așa toată ziua, a plecat la prășit, la dinastie, te doare spatele. Și nu prea poți să vorbești, că ăla rămâne în urmă pe un da. Rând în spate. Așa, bei așa. Un pic, te apuci când. Da, zi-mi tot la Botoșani, ai zis că ai și la Botoșani? Am și la Botoșani, am și la Botoșani. Păi vezi că aici mi se pare că acolo vezi? E... Cum a pronunțat numele localității natale, l-a pronunțat normal, adică fără O, Botoșani. Deci tu, unde te-ai născut? Să... Eu m-am născut în Brașov. Asta. Botoșani. Dar nu știu cum le găsești pe toate cu B. Botoșani. Buzău, Botoșani, Brașov, București. Bobocu. Asta mare, hai să zic că avem da. Șanse. Da. Dar să o nimerești și pe aia mai mică, tot Bobocu, cu B. Cred unde este bază militară americană. Da, vă rog la Bobocu, da. La Bobocu s-au venit americanii. Păi da, este da. Și cred era că poligon. Dacă veneau bulgarii să fie tot cu B. Nu e poligon de tragere acolo să fac... Cred că cu avioane, n-am nici cea mai Bobocu, vagă idee. Da, 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 baza de la Bobocu, da. Da și sună da. Super baza de la Bobocu, e ca rău. Un exercițiu da, da, da. De dicție. Nu-ți pare rău că ai plecat acum de la Bobocu, bază militară, americani, soldați... Hello, my hello. Name is... Please, sir, thank you, sir. Am și făcut engleză degeaba. Păi da. Aveam noroc. Aveam dar, acum, veneam cu democrația așa, la te-ai născut la Brașov și ai copilărit acolo, deci tu practic ai doar neamurile... Doar neamurile, da, toată lumea. Și mama e născută tot în Brașov, dar bunica e din Botoșani. Și tata e din Buzău. Deci... Le-ați combinat. S-au întâlnit la Brașov da. În timpul Revoluției, asta este povestea lor. Ia, povestește-mi. Tata, nu știu, eu nu știu ce e adevărat din ce povestește tata, dar e fain să-l auzi. Povestește că a cunoscut-o pe mama în timpul Revoluției și se pupau pe după ziduri în Brașov, după deci, ziduri acolo unde se plimbă toată lumea de mânuță, toți îndrăgostiții, da, prin centru. Câți ani aveau? 20 și un pic, okay. 20 și la ce început, frumos. Și că se țineau de mână și se pupau în timp ce se trăgea pe acolo în timpul ba, Revoluției. Vrăjoală, îți dai seama. Da, da super drăguț. Se ascundeau de... Da, da sună fain. Da, asta știu că nu o să uiți toată, chiar că nu uiți ba, da. Chestia asta. Bine, ar fi nasol să te bazezi pe un eveniment din ăsta nefericit ca să-ți aduci tu aminte de prima întâlnire. Și la cât ar fi timp, bine să... de la cât timp de revoluție ai apărut tu? Că la ce alt eveniment ai apărut? Adică te poți cupla și tu? Adică eu cred că odată cu Neriada, sucul, când aveai și cu sucul, poate Coca-Cola, cred că. Tecui din... Tecui de după Revoluție, stai. Nu știu. Tecui din... E un tip din Buzău. 91, nu? Se poate. Tecui este... Nu știi ce-i tecu? Nu știi ce-i tecu? Mamă! Stai mă, ce an tu? 91. Păi cum să nu știi? A, dar ești cu erai copil. Dacă au fost vreo 4-5 ani. Era sucul la dozator, mă. Sucul la dozator. Eu am prins Tang.
Mai știi, de pe ți-l făceai tu acasă, era un plic și îți făceai tu acasă. Ei, după Revoluție, noi ăștia mai bătrâni îți putem spune, apăruseră sucurile la dozatoare, exact cum sunt la sucurile de la Coca-Cola, de la McDonald's, de la KFC, la... Exact așa. Dar nu exista McDonald's și KFC. Nu exista, exista doar dozatorul. Și era nebunie, pentru că te duceai cu sticlă de 2 litri și spuneai, aveai toate aromele. A, stai mă, că mergeai la 2 litri și erai boier. Nu mă, cu sticla de 2 litri, să spui. La păhărel. Păi lasă-mă, când erau, când se făceau zile de naștere, așa. Ăia care aveau Coca-Cola erau bogați. Coca-Cola la 1 litru, la 2 litri. Și te duceai și era cola, era Fanta, tot. Era orange. Kiwi, ce n-aș kiwi. Kiwi, kiwi, băutură de kiwi, kiwi sună oribil. Struguri, toate aromele, tu îți dai seama ce era arome, sucul ăla. Și cozi imense. Pentru că era foarte ieftin și beai altceva. Adică era... Nu era apă. Nu era apă, nu mai era sifon, nu mai era sifonul. Știi, băi, sifon, ce e asta? Nu, tată, cola. Cola Fanta, ori, mamă, și rămânea, țin minte... Și nu se depunea așa jos, la, nu, pe baza sticlei? Nu, era cu... Pe pereții sticlelor, după ce se depunea. Și să rămânea așa un pic de... Păi, serios? Musoare, da, ei, las. Poate noi să fim sănătoși. Nu mai știu eu. Asta zic, poate av... da, nu, bine nu, că te-ai lăsat de sucul ăla, țigările ca țigările, dar asta sună complet nesănătos. Ai ținut ardeiuții înainte. Ardeiuții, da. Că mă gândeam ce ai putea ține într-o sticlă. Gogoșari. Într-o sticlă. E, nu. Dar... mini gogoșari. Revenind, da. Deci tu ai prins 91. Deci 91, n-am prins nimic, efectiv nimic. Ai prins toate mineriada. Evenimentele mari s-au dus. Te-ai născut odată cu mineriada, uite, vezi? Uite, mulțumesc frumos. Dar că am la Brașov. Ultima mineriada. Mineriada a fost în 90. 90-91 și a mai fost și în 98. Și 99. Vasile... 99. Primar, cum îl chema? Radu Vasile. Radu Vasile, așa. Gata. Ca să nu... Așa, bun. Așa. Ce cauți în București? Ce cauți tu aici? Nu aici, aici te-am chemat noi, dar în București. Cum, în București? Cum am ajuns în București? La facultate sau cum? Nu, eu am făcut facultatea și masterul la Brașov, că n-am vrut să plec de la mama mea. E frumos la mama mea. Ești geamănă la părinți, cum s-ar spune? Adică nu mai ai frate, mai surori? Am o soră, dar e mult mai mică. Mult mai, a, acum deja... a intrat ea la facultate, s-a mutat la mine acum, de curând. A, și acum stați împreună? Drăguț, da. Stam drăguț. Da. Și atmosfera așa de semicămin. Că se vine, se pleacă tot timpul de la mine de casă. Sunt eu, prietenul meu care avem 30 de ani și fata asta de 19 din, care ne ține din tine. Din colegii ei? La asta vreau să întreb. Nu. O lăsați cu bărbați în casă? Sau? Da, adus bărbați în casă. Și nu cred că îți dorești neapărat, bărbat fiind, băiețel, că stau totuși 19 ani, băiețel fiind, nu cred că îți dorești să vii într-o casă în care sunt doi comedianți și să, știi, să te ia la, să ia la să pulă, te ia doi la pulă, cum ar veni de astăzi. Terminați cu ce faci, tu de unde ești, ce-s părinții tăi, ce-i cu blugia pe tine, așa să vine. Știi, să te distrugă, să fie în rostul tău de fiecare dată când vii. Păi nu, dar să faci mâna, știi? Pentru dacă noi ar fi extraordinar, asta. Ar fi Caterinca, dar la dacă el, vrea asta, dacă prinzi un băiat din alea timiduț, săracu, cum am avut eu prietenul meu, dar primul meu prieten timiduț. Cum era timiduț, adică? Da, așa, hai că am omorât-o. Cum era prietenul meu sau cum sunt fetele? Stai să zic eu că de-aia zice acestui podcast. Fete aduce de la colege, prietene. Nu prea vei. Bine, acum fac și școală online. Și mai merge pe acasă, că acasă e mai frumos. Anunti. Și online. Și să nici nu cunoști. Da, cunoști. Mai vine că merge la laborator și la din astea, că ea face o facultate de Doamne ajută. Și adică, face e la chimie. Deci familia asta a putut să producă și oameni capabili. Și tu capabil. Ce facultate ai făcut la Brașov? Eu am făcut marketing. Vinde-ne și nouă. Vinde-mi acest pix. Nu, acest vin, că asta cu pixul e deja clișeu. Dar așa, și ai venit. La București am ajuns pentru că eu am făcut grafică mult timp. Fac grafică de vreo 10 ani, grafică și ilustrație. Și îmi doream foarte mult să fiu ilustrator la București. Am venit cu plină de speranțe și că, oh my god, o să fiu ilustrator aici la București. Că am făcut eu un curs și mi s-a părut super frumos. E foarte greu să... Să fii pe piață? Să fii pe piață, să-ți faci un nume, e ca la stand-up, numai că, nu știu. Numai că e pe, pe comedie. Da. E pe desene. Da. Și ce performanță ai obținut în acest domeniu? Dă-ne niște ilustrații de care ești mândră. Să le descriu în cuvinte? Să ne zici. Nu, descrie aici. Ai un marker baboia și dă-ne, fără aici, uite. Nu, zic, nu se proiectul mix am desenat pentru... Hai să ne facă și nouă un desen. N-am, n-am prea... N-am avut colaborări din astea. Nu, pe sărăcie, pe din astea, că nu avem buget, dar dacă poți să ne ajuți... S-a spart o sticlă de vin la baboia așa acolo. Să trăiți mulți ani. O să-ți aducem un marker. Am făcut toate graficile pentru aproape foarte multe podcasturi de comedianți. Am făcut intro pentru Micuțu,
la animatase cu personajul și toate tricourile le-am făcut eu. Am făcut pentru cine știe ce, cu Teo și cu Băra, au animația de la început, e desenat tot de mine. Și tot așa au zis, nu e cu buget. Da, nu, acolo a fost sunt oameni cum se cade aici. Ah, ok. Hop. E albastru? Da. Vreau, ce bine, că mai avem și noi, mai avem o singură chestie roșie, care e acel flamingo colac, dar nu se vede el, că așa s-a făcut încadratura și nu știu cum a gândit tot tetelul. Exact. Tot acest panou, nu trebuie să ne grăbim, tu să-ți dăm temă de gândire, că o să mai vorbim aici, și vreau să ne faci, ce-ți vine ție în minte, un desen. Hai să ne gândim unde. Aici se vede, ia de larg. M-ar ajuta larg. Să-mi ziceți ce vreți să vă desenez și m-ar ajuta mai mult. A, nu, aici. Ok. Aici. Acolo nu se poate, mai bine. Ba dacă o să stau așa, uite de acum. Pentru că nu o să stea, să stea în cap de sen. O să stea așa super incomfortabil. Stea în cap de senul meu. Unde? Acolo, exact chiar. Aici, sub câine. Exact. Să te gândești, dar noi o să mai vorbim, mai avem multe de discutat. Așa cum ne-ai văzut tu pe noi doi, cum mai descrie acest podcast? El se numește, stai să zic eu, e cu tetelul, cu Natanti, cu baboia și la butoane și tu invitat. Să te gândești tu cam o ciorbă din asta făcută, nu știu, sau ce crezi tu că te reprezintă pe tine și ți-e mai ușor, sau ce vrei tu până la urmă? Mi-e dat foarte greu, așa. Ți-a dat greu? Mie îmi place, uite, desenează-mi și mie un... să dau ceva concret. Da. Pește. Un pește. Un pește, pește. La Happy Fish. Da. Bine, bun. Un pește, cool. Gata. Chiar un pește fericit. Un pește fericit, dacă gata. Dacă poți, chiar cum arăt. Da. Eu sunt mare fan al acestui canal de super mult timp. Da? Da. Pe mine m-a distrus. Aveați un clip la un moment dat. Nu mai știu cum se numea clipul. Dar era cu... era ceva, un festival cu Mihăiță. Zi, bă, te doare? Te doare, bă? Zi, bă, te doare? Doamne, ce... Și acum mi-aduc aminte cu super drag. Era, nu? Da, și era George un Mihăiță. Punker, dar care avea o creastă din aia, care adevărată. Da. Și, într-adevăr, era chestia asta. Zi, mă, te doare, mă, te doare, mă, în cur, era, mă, era, de ce dai, mă, de ce dai? De ce dai, da. Doamne, ce fain a fost clipul. Era la festivalul Anonimul. Da, a fost un promo pentru Anonimul. Eu, uite, cineva care știa acel clip. Băi, nu, eu m-am emoționat că îți place Happy Fish, că eu n-am făcut parte din Happy Fish, dar... Primul. Mai ești. Păi, stai, că în primul am colaborat. Asta mai fost, de ce colaborat, zici? N-am fost, am făcut, păi, am colaborat, ai imnul... fost cel puțin într-un material de succes. Păi da, a fost un imnul popular. Deci, Baboiaș, îți place vinul de lui Tetelu ăsta, lui Tetelu, e al tău? Sau cum e? Da, man, este, de fapt nu e al meu, este vin pentru oameni. Pentru oameni. Un vin fin. Mă gândeam că pentru animale sau ceva, dar mă bucur că e pentru oameni. Pentru conversație, vrei să vorbești, uite, stai la o vorbă cu o fată sau cu un băiat sau o fată cu o fată. Da. Cum ți-ar plăcea ție. Bei, desfaci un pahar de vin roșu, de exemplu, care se numește Himeric, da. Și te îndeamnă la conversație. Pentru asta este vinul, l-am făcut pentru tine, pentru tine, pentru oameni, mă. Aici, că eu nu vreau, când mi-ai zis mai nominalizat, zis, pentru oameni, pentru tine, aici... Chiar aici. Și pentru tine. Da. Și ai ajuns la București cu această grafică și cu gânduri mărețe, în care... Ai gândit tu că o să rupi normele și că o să devii cel mai cunoscut. O să fiu super ilustrator și o să fac lucruri. Dar știai că se fac bani din asta sau o făceai doar pentru că, adică o gândeai să o faci pentru că îți place ție și că... Să o fac că îmi place mie. Eu desenez de când eram mică, m-a învățat tata să desenez și îmi place foarte mult și cum acum adică? Îmi place. Eu aici vreau să... Eu sunt praf la desen asta și în general... Ia, la... fă și tu un desen aici. Nu, crede-mă, stric. Dar fac undeva unde nu se vede, că-l stric. Nu am această... adică și scriu urât, n-am fost niciodată bun la caligrafie, nu știu, am două mâini stângi. Deci în orice lucru cu mâinile sunt pilaf. Nu mă pune să bag ață în ac, nu mă pune să... Adică bag, dar știi, nu cu mâinile. Eu nu cred în asta că nu... E doar, e ca la stand-up. Adică ai probabil, toată lumea are o predispoziție spre ceva, să zicem talent, dar e și de exercițiu. Da, e de talent. Exercițiu mult. Asta e, dar n-am talent. Da, dar poți să compensezi prin foarte, foarte mult exercițiu. E, asta e, că nici munca nu-mi place. Știi că da, eu de asta fac, știi că de obicei la oamenii talentați e 99% talent, 1% muncă. Și la oamenii care nu au talent și nu că jignesc sau ceva, sunt unii care muncesc 99% și 1% talent. Da. Și totuși se vede când are talent, chiar dacă muncește.
99%. Înțelegi? Înțeleg ce că zici, da. îi vine natural, îi vine ușor. Și asta vreau să te întreb. Cum adică te-am învățat? Clar aveai o inclinație, adică nu poți să zici, băi, nici o linie dreaptă nu puteam să trag, dar m-a învățat tata. Bă, adică... am niște povești cu liniile drepte. Hai te rog. Vai de capă. La început, mi-a plăcut totdeauna să desenez. Asta era ideea. Trăgeam linii, dar... Câte băgai? Făceam la linii, numai că le făceam bulbuite, după bulbuite. Cum ai zis, da. Că am făcut meditații, un fel de meditații din clasa a patra, ca între a cincea să dau un examen de admitere la liceu de artă în Brașov. De admitere, te duceai acolo frumos, uh-huh, să dai un examen și cu un portofoliu și le arătai la doamnele. Uitați, știu să desenez, mă luau și pe mine la școală și ele te luau sau nu te luau. Luau pe toată lumea, mi-am dat seama eu după aia de la examen, că erau copii de clasa a patra, nu e ca și cum ziceai, marș de aici, da, mă cac pe visele tale. Ce tare, da. Și am făcut meditații cu tata și tot e foarte intens. Și am ce stat, cuvânt, da. Și un părinte, mi se pare, nu l-am niciodată n-am auzit, dar tatăl meu, tata este foarte intens. Părinții mei sunt foarte intenși. Așa. Tare. Result driven, așa cumva. Și am stat să desenăm. Nu, să nu mai dai asta în engleză că pe mine scuze, mă pierzi. Scuze. M-au mai certat oamenii în comentarii. Da, da, atâta cât. Păi nu, dacă nu e, eu vreau să înțeleg, nu vreau să dau doar în cap ca prost, să zic. Result driven, ai zis? Da. Adică rezultat... Eu am și lucrat la corporație, poate de aia, încă mai... Hai că să vorbim și despre asta. Ce înseamnă result driven pentru mine? Este așa, să... Nu, cum se traduce motamo în română? Motamo? Result driven. Concentrat pe rezultate? Ok. Poate? Mulțumesc că m-ai învățat. Result driven, dacă o să folosesc eu. River, da. Nu river, driven. 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 River dancing, altă poveste, altă dată. Așa, hai că ne-am pierdut în detalii. Și te-ai dus... Și a început să-mi zică că am făcut acolo meditații de liniile se trag de sus în jos și de la dreapta la stânga. Și nu mai bâlbâie liniile. Eu trageam pe liniile, dar mă rog. Da, fiecare, după predispoziții. Și am stat să facem asta foarte mult timp. Am stat și am făcut geometrie în spațiu și natură statică și n-avem, era, nu te apuci tu să pictezi. Întâi trebuie să înveți să desenezi și după aia ai voie să pictezi cu culori, cu acoarele. Întâi trebuie să știi să desenezi frumos dar și corect. Ce meserie avea de început la... Tata, dânsul e artist. Adică? Plastic. Artist plastic. El a desenat dintotdeauna, el grafician și știe să facă asta. Ok. Și probabil și-am împins și copilul. Am împins piciorul, că ai zis că este intens. E un pic intens. Da, am învățat să desenez. Foarte drăguț. Și am încercat să desenez la București. Și? Așa ca să revenim. Și m-am angajat la corporație. Ce-ai lucrat la corporație? Am stat 6 luni semi-șomeră, numai că nu pot să zic că eram șomeră, că nu eram pe șomaj. Și am stat 6 luni și am intrat în depresie și m-am făcut cât palatul telefonelor, bă băiatule, că nu mai stăteam în casă, eram tristă și mâncam. Da. Și după aia m-am angajat la corporație și am făcut grafică la corporație. A graficat? Păi da, zice, da, la da. Corporație. Cine, deci, cum corporație? Se numea doamna corporație? Oracle, la Oracle. A, la Oracle. Wow. Oracle. Ce Oracle. Ilustrație făceai la Oracle? Mai nu făceam ilustrație, făceam grafică, făceam broșuri. Deci din astea. Dar de ce porți cerceai de la Unilever? Că îmi plac foarte mult. I-am primit de niște fete după un show, niște oameni eroși și drăguțe. Nu știu că la semnul de la Unilever. Vrei să arăt, să-ți arăt că e de la... Dar nu mai, te cred, nu mai trebuie să-mi arăți. A vrut doar el să-și iasă în evidență. Dar de ce porți cercei de la Unilever să-ți arăt eu că știu că Unilever... Chiar mă gândeam pentru că arată interesant Unilever logo-ul. Da. Am primit de la niște fete după un show niște oameni, de la fetele Artopi. Le cheamă foarte drăguț, ce? Fain niște oameni. Zic, fac cercei din niște mici. Da, înțeleg. Zic așa seamă. Dar cu invers. Doar că invers. Da, avea așa. De ce nu ai? De ce nu sunt invers ca semnul de la unile? O să le întreb pe fetele. Da. Dacă vreți poți sau așa, dacă voi e mai confortabil. O să ajungem și la stand-up comedy. Da. Hai să terminăm cu Oracle. Da. Oracle. M-am angajat la Oracle. Așa. Și v-a predat despre patronul de la Oracle, cum a filozofia el, lui. Erau pe acolo poze era, cu el. Așa era, pe bune. Erau câteva poze. Bă, deci sunt mai comuniști, bă, decât îți poți închipui. Da, mă, dar așa e normal să fie. Eu și eu, dacă aș avea o companie din asta atât de mare... Și ai plătit niște săraci în lumea treia, ai vrea poze cu tine. Vreau să, de la intrare, pe asfalt, la parcare, când iei să parchezi pe fața mea. Să joace șotron, așa. Da. Unde am eu coșuri și o tron. Și ce, ăștia au fost primii tăi bani câștigați? Nu. Eu am lucrat și în Brașov. M-am angajat din anul întâi de master. Câte joburi ai avut? Poți să le... Am lucrat întâi în Brașov. Eu, pentru mine, am făcut și eu cercei și am lucrat cu părinții mei care fac genți de piele și mergeam cu ei la târguri și așa mult timp. Okay. Și am dormit în mașină și din astea. E foarte intensă viața de târguri, da. Și vindeați? Vindeați? Da. Mergea treaba? Pe bune? Da. Și trăiați din genți? Da, ai mei încă fac asta. Ei
Fac niște genți de piele foarte mișto. Dar genți de ce? Ce mărimi? Adică genți de voiaj, genți de... Nu, genți așa, mai... Și de laptop, dar mai mult din este așa, day-to-day, okay, purtat tot timpul. Sunt foarte drăguțe. Piele? Ce piele? De ce... Piele naturală, nu știu, majoritatea e de vită, cred. Uh-huh. Și mai făceam și eu. Eu făceam mai mult portofele și brălucuri mici. Și tu ce făceai? Designul sau chiar... Nu, chiar... Pe bune? Da, 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 eu sunt atunci, tu ai foarte la... pricepută, deci, la direcție. Dacă e ceva război mondial... Tu te da, da, la pielărie, da, la eu pot armată să fiu... și zici... Poți să faci cizme. Da, am venit să fac teci. Ce teci pentru Natantica, dacă începe războiul, al treilea. Voi ce faceți? Ce meserii întreprindeți? Eu bucătar, ospătar, cofetar, deși nu mă pricep. Stai, man, că ai zis că nu gătești. Că se mai cu solnița? Păi da, dar după două zile, dacă le gătești la ea varză, tu îți dai seama. De frică să nu mor în război, decât să mă duc în prima linie, învăț să gătesc, crede-mă. Orice ești vă nebun. Fac. Băieții, cu ce vă servesc, eu vă servesc. Doar că o să fie greu, că acum sunt atât de mulți șefi în România. Exact. Unde mai mă bag eu peste Bordea, peste Dumitrescu, la Popotă, să zic. Dar mă rog eu de el, bă, nene, trebuie cineva să spere cineva. Cineva trebuie să curețe cartofi. Bravo. Adev. Mai Dita pentru un Dita, mai regimentul sau un unitate sau un pluton, a, că nu ba la cartofi. A, așa. Și ai lucrat la Oracle, mm-hmm, Oracle, și te, după ce te-a determinat să renunți? După aia stand-up. Direct? Da. Direct? Mă, nu direct, în timp, așa, treptat. Adică nu lucrai la Oracle? Yeah. Putu-ți Oracle, yeah, mă, tic-se, dacă asta știam și mâine. Zici și mie Massachusetts. Massachusetts. Mamă, așa. A, eu nu pot să pronunț ăla, sosul ăla e imposibil de pronunțat. Massachusetts. Worcestershire. Bă, fii atent, vreau să vă zic cât de prost sunt, că am fost acum, apropo de engleză și că nu pot să pronunț nu știu ce sos. Am avut spectacol cu Costel și cu Teo la Frankfurt și dimineața în aeroport am vrut să... Era o gheretă din asta cu hot dog. Mamă, și mi se părea exact... Arăta exact ca în filmele alea americane. Bă, și mi s-a făcut, de obicei nu prea mănânc eu crembu și din astea, mai ales la mic dejun. Că doar la mic dejun. Mai ales dacă nu cumpăr mobil. Dar fii atent. Și mă duc și o coadă destul de impresionantă așa și zic, mamă, cred că trebuie să fie bun. Trebuie să fie bun. Și ajung eu așa, fiecare om din fața mea aș cumpăra una alta și ajung la, la rând cum ar veni și mă întreabă, doamna, dacă vreau hot dog normal sau... Pici sau nu știu ce mi-a zis ea. Și am zis normal. Și a zis which sauces. Și am zis mustard și trebuia să zic ketchup. Și în capul meu a fost așa. Cum se zice la ketchup în engleză? And... ketchup! Că atât de... Nu, dar atât de... se folosește atât de, știi, nu zici masters, zici muștar. Și ketchup mi se părea un cuvânt românesc. Și am zis... Mamă, m-a prins. Dar cum ai pronunțat muștar? Masters. Ce mai e masters de tenis? E masters. Așa am zis. Masters. Doamna, înțeles. Și că e turneul de tenis, așa zice. Masters, nu știu cum. Masters de la... Nu, înțeles. Mai ți-a dat muștar. Dar eu... Masters. Bă, master. Dar eu, în capul meu, era cum se zice la ketchup în engleză. Ketchup, da. Dar a arătat cu degetul ce... Nu, era în spate undeva. Arătam eu. Da, și ea, ea bulangeică. Adică da, putea să le punem în față. Da, nu se aștepta să dea de un prost ca mine, care să se întrebe cum zice la ketchup în chiar engleză. La ketchup să te blochezi. Dar știi când povestește Mia în Pulp Fiction exact asta? Povestește un banc cu ketchup. Că ea a jucat, spune că ea a jucat, un fel de actriță wannabe și l-a întrebat-o în ce film ai jucat. Și a zis, a jucat într-un pilot. A, de ea și, joacă... Da, da. Și ea îmi zice, zi-mi, povestește pilotul. Nu pot să povestesc, era un pic rușine așa. De da, ce da, da. De după ce se întâmplă nenorocirea cu eroina, cu alea, ea, înainte să plece, zice, și vrei să zic gluma? Până la urmă, se era terminat. Tarantino. Tarantino. Zic, da. Travolta? Travolta, mie. Și sunt aici, bine, hai zi bancul. Și ea zice, era tata... tomată, mama tomată și ăla mic tomată și da, rămăsese în urmă și a zis vino în față, adică hai ketchup. Da, asta. Ketchup. Ketchup. Deci dacă există și în română varianta la bancul ăsta cu roșie. Așa. Cu roșie, una wow, se plimba pe... primul cum banc e? Pe care îl ții minte de când eram mică. Da. Dar nu e, n-are nicio legătură ketchup neapărat. Nu, nu-i cu ketchup, e că o, e? Păi chiar o roșie se plimba pe trotuar și una mergea pe stradă. Și aia de pe trotuar îi spune roșiei de pe stradă, hai fată, vino pe trotuar că te calcă mașina. E, te fleoșc. E ok, bam, dar e flășc. E flășc. Da, da. Și mai erau alea cu baloanele, cu baloanele de desert.
În deșert. Desert. Baloane, două baloane în deșert. Desert. Zburau ele prin deșert și la un moment dat una zice, mai poți? Nu mai poc. Nici eu nu mai... Nici eu nu mai... Astea sunt bancuri de copii pe care, uite, vezi, și Ioana... Eu le gust. Mie îmi place. Au fost printre primele bancuri. Da. Și te-ai apucat de stand-up. Cum ți-a venit, ce ți-a venit, ce ți-a trebuit ție să, cine te-a, ce te-a recomandat, cine te-a încurajat? Și de unde îți vin ideile? La asta, cum să unde vin? Hai mai târziu. Ce material scrii? Cum îți vin? Cum îți vin ideile? Zi. Tu stai și scrii efectiv. Da. Eu mă uit la stand-up de când eram mică, nu știu, de prin clasa a 5-a. Cine? La cine? La cine? În general, adică sau te uitai în general sau te uitai la cineva anume? Mă uitam în general. Apăruse internetul când eram eu în clasa 5-a, a apărut internetul în Brașov și un verișor de-al meu pirata tot felul de lucruri. Era la liceu de informatică și acolo aveau internet. A, și știa el și să... copia de pe internet, mă rog, se fura tot ce se putea fura atunci și am prins multe CD-uri cu seturile de Comedy Central Presents. Circulau multe. Și am avut multe CD-uri din ele și le-am văzut. Dar tu râdeai la glumele acelor oameni? Da. Le vedeai în engleză sau traduse? În engleză. A, aici cred că te-a ajutat un pic. Da, pentru și că știam engleză. Și eu mă uitam la Comedy Central, la comedianți, dar îl vedeam subtitrat, pentru că iată Ketchup și Masters. Și, bă, mă uitam și ziceam, dar ce glumă e asta? Și nu, acum poate nu erau nici cei mai amuzanți oameni, că na, la Comedy Central vine nu apoi erau. Ei, sigur. Nici nu aveam aceleași referințe, dar tot. Mai râdeau ăia, simțeai că ceva glumă e acolo, da, mai râdeau ăia. Da. Nici nu știai cum se făcea televizorul. Așa a fost la Eddie Izzard, când am dus la Sala Palatului. Ai văzut pe Eddie Izzard? Da, l-am văzut, că nu l-am înțeles. Eu am uitat că nu e subtitrare la Sala Palatului și ca să nu par prost, râdeam și eu când râdea sala. Atât am înțeles, Hello Romania. Și pe aia n-am dat cu ruși, frumos. Cuvinte, mai știam, car, mașină. Blue, albastru. Deci... Ai făcut o recapitulare de... Da, nu, am făcut așa, din clasele 5-8, știi? Am făcut engleză. Și de la 5-a până la a renunța la jobul din corporație pentru a te sui pe scenă. Ce s-a întâmplat între timp? Cum a decurs procesul tău de transformare a ta din spectator în creator, actor, interpret de stand-up? Eu cred că fanii sunt așa... Nu, bă, știi ce câteodată mai când zici despre... Hai să-ți explic. Hai să-ți știi când zici despre tine că ești amuzant și te simți... Am zis asta despre mine, dă-te morții. De ce ai plecat din corporație pentru a face această chestie neserioasă? Păi eu zic de ce. Îți răspund eu. Era foarte amuzant și nu mai putea lucra nimeni la Oracle. Nu lucra nimeni și a zis, băi, Ioan, du-te și... Că e o decizie să... Renunți la un job care, nu, hai să zicem, între ghilimele, sigur. Bine, eu nu trăiesc din asta acum. Nu? Mai am și alte, eu am servicii. Ce servicii ai? Mai fac grafică în continuare. Da, tot în zonă. Fac în zonă, asta adică e fain, că lucrez cu oameni din domeniu. Da. Nu te duci și faci, lucrezi la nu mai oracolul fac. Din da. Pipera. Da. M-am dus prima oară la niște, la show-uri aici, că mă plăcea foarte mult de băieții de aici. Și m-am tot dus la 99... A, de aici din București. De aici din București, da. Am fost la niște show-uri de la 99, am fost la băieții de la ceva mărunt, aveau show lângă Sala Palatului, că m-am uitat eu în București. Era o sală mică lângă Sala Palatului. Și am fost și la niște open mic-uri unde am zis, hai să mă duc să văd cum e întâi. Și după aia poate mă urc și eu. M-am încurajat foarte tare verișorul meu și cu Gagică să. Ei au fost sprijinul meu numărul unu, că nu, du-te și tu trebuie să urci, că ești fain, du-te, haide, încearcă, hai că venim cu tine, haide, scrie și tu, că ai povești faină, haide, scrie, haide, urcă, hai, încearcă, că n-ai nimica de pierdut. Și m-am dus inițial. Și cum a fost prima dată? Prima dată a fost super ok. Cum, nu știu. Cum se întâmplă, cum se întâmplă tuturor. Cum se întâmplă și oamenilor care merg pentru prima oară la casino și câștigă, știi? Așa se oamenii întâmplă, care, nu a fost niciodată. Nu, dar mi-ar plăcea, că pare fain în filme. E, nu știu dacă e. Dar nu, dar dacă te duci și o să-ți iasă ca la stand, dar după aia devii addicted, știi? Da? Vezi că mai știu cuvinte în engleză, am zis addicted. Uite-mă. Ce trec cum? V-am zis că câteva cuvinte mai știu. Așa și la stand-up, majoritatea... stand-up-urilor care, sigur, chiar dacă încă mai sunt la început, chiar dacă așa, dar deja sunt cunoscuți și au destul de multă experiență, când au urcat prima oară le-a ieșit, pentru că, în general, dacă te urci și este dezastru, te cam sperie, știi, și deci nu-ți mai vine să urci a doua oară sau, mă rog.
Și ai ce glumă? Mai știi prima ta glumă? Sau da. Așa o glumă pe care poți să ne spui? Am urcat prima oară în Mojo, ținea Băra Open Mic-ul. Și am dat, pe atunci urcai doar 3 minute. Dacă era prima oară când urcai pe la stand-up, urcai 3 minute. Am urcat și țineam microfonul, vorbeam așa la microfon. Mamă. Nu se auzea nimic și eram și timidă și vai steaua mea. Înainte mi-era super panică, nu prea vorbeam în general, mai ales în public, eram terminată. Și ținea microfonul departe și eram toată, îmi tremura vocea și mi era sete și a fost groaznic. Am povestit despre cum am avut șoareci acasă. Asta a fost povestea. Ia. La un moment dat, când stăteam la ei mei, am avut o invazie, ceea ce zicea mama mea că a fost o invazie de șoareci. Asta se tot insista pe cuvântul invazie. Da, stăm la casă. Nu a fost o invazie, că nu au venit îmbrăcați în uniformă și nu ne-au cotropit niște șoareci. Erau 6 șoareci în toată casa, din aia mici. Da. Și mișunam pe acolo. Dar m-a amuzat foarte tare asta cu gândul invazie. Că e invazie. Da. Și la un moment dat, într-o seară, mi-a intrat un șoarece în cameră. În camera ta. Da. Și stătea așa pe marginea unui cănci și m-am panicat complet. Deși eu aveam 23 de ani, cred. Da, dar poți să ai... E adevărat asta da. Cu da, oamenii da. Care se sperie de un șoricel? Da, dar era scârb, nu știu, a fost doar... Da, mă, ai trec, fost... E bine, mă, zici tu acum. Nu că vine și îmi dă cuțit sau e ceva când face bunar, dar era scârbos. Și un șarpe mic, dacă îl vezi... Da, și ai, mă, că eu... Lasă-l un pic să termine... Nu, tu ești spectatorul ăla. Vreau să înțeleg. E peria la un... La un șoarpe, nici nu e adevărat, cred că. Tu cred că erai crescătorie. Genul ăla de spectator. Dar n-ai pisică. N-ai pisică. Terminat, îți dau eu. Zi o glumă. Așa, și glume când ai. Așa. Și stătea ăla pe marginea. Și stătea ăla, m-am panicat super tare și m-am dus și eu am dormit cu maică-mea în cameră 2 luni de atunci. Super penibil pentru cineva care avea 23. Cât și s-a speriat de la un șoricel. Da. Și am dormit cu maică-mea o vreme că m-am zis, băi, eu stau până pleacă. De ce să? Ce să fac? Că dacă a rămas acolo... N-avea ce să mă încerc, dar dacă a rămas la mine în cameră. Las, stau până o muri în 2 luni. De foame. Da, nu știu. Cred. Sper că a murit. Nu știu. La un moment dat m-am mutat înapoi în cameră. Da, asta a fost prima poveste prima de la stand-up. Poveste. Da. Cu invazia de șoareci. Cu invazia, da. Aveam și niște glume acolo. Nu era doar povestea asta. Da, nu, era poveste. Acum, asta. Și mie mi-e fost. Foarte greu să mai țin minte. Da. Adică mai știu așa, dar nu... Asta și altă poveste tot așa de la începutul stand-up-ului era de tata. Când a venit băiatul, prietenul meu din liceu, a venit la un moment dat să mă ia la un concert, să mergem la un concert de hip-hop underground, când noi eram foarte cool da. În capul nostru, îți dai seama, aveam clasă, eram clasa 10, super cool. Eram îmbrăcată toată lălâie așa și foarte cool. Și a venit băiatul ăsta să mă ia de acasă să mergem la concert. Și băiatul ăsta era timiduț așa și venise, era toamnă în Brașov, e friguț. Și a venit cu o geacă de fâși pe el și a ieșit taică-mea la balcon. După niște vin, tata e foarte caterincă și indens, da. Dar și foarte, foarte caterincă. Intens. Și a ieșit așa în cămașă, frumos, deschiat, cu se vedea așa părul de pe piept. Da, da, bărbat. La balcon și noi eram în curte și a zis, a strigat la mine și a zis, Ioana, nu, Ioane, vezi, ai grijă de băiatul ăsta să nu-i rupă nimeni fâșul. Săracul băiatul ăla! Săracul! Săracul! Foarte bun! Ăsta micu miții s-a înroșit tot, că ce era să zic? Era și de la geaca aia, că era cald, da, că acum s-a încins și mai tare. Cu geaca de fâș și s-a făcut tot roșu așa. Mă așteptam să zici și tu ceva, știi, că trebuie să ții piept. Nu a zis nimic, a? Ce să țină? Că n-avea păr pe piept, să-i țină unde-i să... Exact, știi? Unde să ții piept la așa ceva. Da. Și de atunci i-a zis, până când n-am mai fost împreună, i-a zis, îi zicea numai fâșul. Fâș. Așa, așa ne refeream la el în familie, săracu, băiat. Vine fâșul să te ia la da, exact, suc. Da, da, da. A venit fâșul, ce mai face fâșul? Oh, săracu. Ah, și asta era o altă poveste. Prima mea iubire, da. Iubirea din liceu. Da, bine, am fost împreună și mult timp. Cât? 4 ani. Cum ești tu în relație? Mult timp înseamnă 4 ani. Pentru un adolescent? Păi nu, în general, a zis mult timp. Păi mult timp, dar tu gândești de că... Mult timp în liceu. 4 ani sunt mult, e mult pentru orice. Mă. Pe asta întreb, 4 ani e mult? Și o mașină, soții 4 ani. 4 ani e mult pentru o relație. Mașină, de când ai mașină? Nu, mașina e nouă, dar nu. Mai recent, ea are 1000 de ani. Dar, deci 4 ani e mult. Panteză. Păi și ultima relație de cât timp ai? Relația de acum de, da. Nu știu, cred că sunt de 3 ani. Am și fost, am și trecut pandemia împreună. Mai aveți un an și faceți mult, practic. Întotdeauna.
Mai un an și faceți mult. Nu, ne mai despărțim. Eu cu băiatul ăsta rămân, că avem 30 de ani amândoi, gata. Nu mai avem răbdare să mai cunoaștem alți oameni. Nu mai vreau să mai cunosc pe cineva, nu mai pot să mai ascult. Nu mai puțin de la început, iar da, să hai să văd tu ce vise ai, super interesant. Hai să-ți cunosc pe familie, da, hai pe a mea, stai că au probleme. O să vă căsătoriți? Nu știu. Păi nu, stai un pic, adică în ideea de... Știi că sunt oameni care sunt foarte ok, care au și copil împreună și nu au ideea asta de neapărat căsătorie, acte. Ce, de la vin? Mi-a intrat ceva în ochi, nu știu. Scuze. Vin, de la... Niște vin, cred că mi-a intrat niște vin în ochi. Așa. Nu te-a cerut. Nu m-a cerut. Dar știi trebuie că... să facem Inception. Da, asta a pățit și la radio astăzi. În direct, l-a întrebat Ramona când mă cere, ce planuri are cu mine, săracul, mi se pare că nu trebuie să-l presez eu, că îl forțează conjunctura. Nu e aici vorbim, și mai ales când nu, dar dacă putem să-i dăm tag în comentarii, să-l preseze oamenii, ar fi foarte amuzant. Nu poartă fâși. Dar ne-am tatuat la fel, așa că mi se pare că e ca și unde v-ați tatuat? Aici. Vezi, vă arăt? Da. Dar... Bine, hai. Oh my God! Mamă, da! Mamă! Ardei iute? Da! Ce reprezintă paprika? Dă, de iute? Uite, stai așa! Detaliu. Nu știu unde să mă dau! Uite, așa? Ești bine, uite, ești aici! Uite că se vede. Și acea... Eu da, și savăriția... Ce ardei iute? Care e povestea? Cupcake! Cupcake! Cupcake e brioșă, nu? Da! Vezi că știu engleză? Ce cu aia? Cupcake, mustard! Poți să-ți deschizi restaurant în Londra, așa, deja cu astea, poți să... Da. Masters cu cupcake. Da, și cu adecte. Deci ce reprezintă? Ce, care e povestea? De ce amândoi? Brioșa. Brioșa e făcută, m-am tatuat la 21 de ani cu părinții mei. Cum cu părinții tăi? A fost ideea lui tata, că hai să mergem să, ăsta e cadou de ziua mea, hai să mergem să ne facem tatuaje toți în același timp. Toată lumea. Ce tare! Da. Și aceeași... Și mama? Da. Și mama, da. Și mama mea e drăguță, săraca, n-a vrut, dar a fost forțată de împrejurări. Ce tare! Cum adică? Adică, haide, că facem asta în familie, da, crazy. Săraca n-a vrut, da. Să fim crazy. Și că ea e foarte drăguță și liniștită. Și mama și-a făcut o floare așa foarte feminină și drăguță, taică-mi și-a scris numele lui mama așa, ca un adevărat gangster ce este tata meu. Da. Și eu mi-am făcut brioșa asta, că atâta m-am dus capul atunci. Asta, îmi plăcea să gătesc oareși cum, am zis că vreau ceva drăguț. Gătești? Nu mai gătesc, nu. Dar gătești? Adică dacă te-ai duce la MasterChef, la șef la cuțite, la de-asta de gătit, te-ai descurca? Nu, ca în competiție sau dacă mă cheamă oamenii așa să fac așa invita, la Caterinca? Deja ești... Așa la Caterinca pot să fac, pot să adun două omletă de un chec. Dar nu știu să gătesc, Boxy știe să gătească, el e MasterChef la mine. În familie. În familia mică de la București, el gătește. Da? Da. Ce gătește cel mai bine? Parmezgeană. E ceva. E un fel de lasagna din vinete. Super bună. Ia să este preferata mea. Lasagna super din bună. Da. Și revenind. Și ăsta ne-am făcut așa, în random în Budapesta. Random. Ce înseamnă random? Da. Adică am făcut la Caterinca, gen, da, mamă, ce tare ar fi să... Fii atent, ce tare ar fi să ne facem tatuaje acum în Budapesta, da, ar fi super tare. A, eu acum înțeleg de hai ce să ne facem, vrei frate. Tu da, pe... Frate, hai să ne de facem. Ce vrei tu pe de soț și așa? Că-i Caterinca, e fain. Că-l vezi pe taică-tonie, că taică-tonie la fel a făcut așa. Nu, asta facem cu toții, ne căutăm părinții în jumătatea mai bună. Cine zice că nu? E vrăjoală. Știu ce să zic la mine. E, de ce? La mine nu știu, că Lizzie mai mult tata. E și apropiat de tata e vărsător și le zic capricorn, acolo. Nu, vrăjeală, n-am nicio treabă. În fine. Așa. Și ai ajuns, te-ai făcut open mic și ți s-a confirmat de și către s-a cine că, de către public sau da. Oamenii din stand-up care au venit la tine și ți-au zis: "Băi, să știi că ești bine." Ar trebui să mai faci treaba asta? De public, da, oricum. În public aveam foarte mulți cunoscuți. Asta oricum se întâmplă când... Și în Mojo e și foarte mic, în gap 30 de oameni. Era foarte greu să nu da. Se râdă. Da, mai ales la confirmarea cineva? Că, băi, gata, stop, orice alt job. Sau, mă rog, din asta vreau să... Cred că de prima oară. Mi se pare, de prima oară când urci și vezi că îți place, mi se pare că e un sentiment pe care nu poți să-l reconstitui, refaci în engleză, cum ar
Să retrăiești? Da. Nu știu. Nu, mi se pare că nu se compară nimic cu ce simți. Este cel mai tare drog. Da. Da. Și aici includem și cafeaua și alcoolul, ca să nu ne gândim neapărat la droguri. Da. Și dragostea trupească. Ești de futut? Și de futut fuți? Mamă. Nu, mă, nu, zici... Mă, mamă, și cum în sfârșit, e? Mă întreabă și pe mine cineva. Da, și? Și? Cu fututul cum stai? Cu fututul... La zi. Merge treaba. Mai merge treaba cu fututul, mamă, că zilele astea cu pandemia, cu astea, știi cum e, lumea merge, se mai ferește. Merge. Merge brici. Și după care ai renunțat la Oracle. Da. Și te-ai angajat la The Fool. La The Fool, da. Cine a insistat? Micuțu, Călin, cum Călin. S-a întâmplat? Călin? M-a văzut Călin la un open mic, în grill. Ok. Și a zis, fata asta desenează extraordinar. Da, și a zis, Doamne, ia uite-o pe fata asta de pe scenă. Eu cred că ea știe niște grafică. Te-a văzut acolo, la stand-up, până la urmă. Da, și ne-am văzut la o cafea și m-a întrebat cu ce mă ocup și am zis, uite, la Oracle. Uh-huh. A zis, ok, hai să vedem. Și ce faci dat la Oracle? Salariu? Grafică? S-a dat același salariu? Da, da, da. Ah, și am putut să, mi-a fost ușor să plec. A, da. Bun. Bine, nu... Și dacă erau mai puțin bani, îți dai seama că vrei să scapi de la corporație ca să faci... Și stai între... Să faci la ce te pricepi și să stai printre comedienți. Cred că asta e și una dintre părțile atrăgătoare de la domeniul ăsta, că stai în afară faptului că stai pe scenă și faci oamenii să râdă, că și stai cu comedienți care sunt... Măi, e cel mai fain. Eu am avut un coleg la Cața Vengu, deci noi să stăteam numai printre comedienți, dar oameni care scriau... Da. Umor, non-stop, asta făceam, glume în continuu, recitam, le ziceam, râdeam unii de alții, adică chiar era atmosferă super creativă la revista respectivă, mulți ani, adică mulți ani s-a stat acolo. Da. Și acest coleg al meu, care era printre cei mai talentați, a decis să se angajeze în corporație, el a fost invers. Și zic, mă, dar nu o să mai scrii, tu care scrii, niciodată, nu mai vreau, vreau să mă duc la birou, să mă duc acolo, să fac ședințe, sunt coluri, să niciodată nu mai vreau să fac nimic creativ. Vreau să stau acolo. Deci există și invers. Da, deci după cred că ajungi la pare de rău de oameni ăștia, dar... Burnout. Și la trupă, băi, ești nebun, n-o să... și într-adevăr mai scăpa, pentru că... nu o să-i zic numele acum, că nu vreau să-i fac vreo problemă. Mai scăpa când erau alegeri, se ducea și era observator... Și făcea niște live-uri de acolo, foarte haios, adică omul are mână, uh-huh. Adică era printre cei mai talentați, dar el a zis, nu mai vreau. A și fost un, cum să zic, recul al presei într-o perioadă, adică se dusese în cap, era o mizerie, se lucrase la moguli, adică chiar îți venea, ți-era rușine într-un fel, că așa am avut perioada asta în care mi-era rușine și de-aia m-am și angajat în publicitate, zis, nu mai. Deși jurnalismul e meserie foarte mișto. Și el a decis să se facă corporatist într-o bancă. Și s-a dus într-o bancă, program. La ce bancă s-a dus? Că foarte, dacă s-a dus la BCR, să știi că e trist acolo. Nu acolo la BCR. Acolo lucrează foarte multe doamne în vârstă. N-am văzut tinere. Păi tocmai că el era... A, și el era... Tinerel. A, și s-a dus la doamne... Mă, tinerel. S-a nu știu... Bine, lucra PR, nu era chiar la caserie. Dar era nu, la, la PR-ul băncii, la... Comunicare internă, nu știu ce să zic, dar a zis, nu mai vreau să scriu lucruri distractive, nu mai vreau să stau cu oameni distractivi. Cred că a avut o... Deci există, o cădere. Da, da. Și s-a luat de... Știi cum e asta cu... taică mi-a avea vorba asta înainte să mă bat. Ți s-a urât cu binele. S-a urât cu binele, am mai auzit. Nu, și asta mi s-a urât cu binele, mă, ești nebun, n-a fost niciodată bine. Dar... Deci ce, asta mi se pare foarte greu, să treci de la să fii înconjurat de oameni care fac umor și numai cu asta se ocupă. Da, dar și așa, la modul general, ție ți-e ușor să stai cu oameni care nu fac comedie? Fii atent, nu te plictisești de mult? Eu am ajuns la un nivel. Așa. Pentru că eu sunt foarte... cum se cade, să zic, sau nu știu cum, să găsesc un cuvânt. Foarte amabil. Ești un bun. Da. Și de multe ori stăteam și înghițeam niște lucruri care nu mă regăseam, nu-mi plăceau. Și am ajuns la... În facultate am învățat de la niște prieteni și mi-au zis, bă, Nathan, trebuie să înveți să mai spui și nu.
Știi că dacă vrea cineva, vrei să vii? A, da, hai mergem, chiar dacă... Bă, și stăteam cu niște oameni, cu niște povești, știi că sunt unii care povestesc, bă, n-au nicio... Bă, și-ți povestesc ca și cum ești acolo. N-au nici mamă, și ești așa și ești doar dai din cap și te gândești ce caut eu aici, ești din tine și ai plecat. Și acum am ajuns la nivelul în care, mai ales dacă mai beau și un șpriț, ceea ce se întâmplă destul de des, în care să zic, nu mă interesează. Ua, ce tare, da. Super putere. Bă, nu mă. Și uite, asta, uite, de la Costel iar am deprins asta. Și la Costel, bă, știi care e treaba? Nu. Dar așa, fără să te jignezi, fără să... Și am avut și momente în care am fost și răutăcios și l-am zis, poate prea pe față, men, mă plictisești. Dar am avut poate și ajuta oamenii. Nu cred, că au luat-o personal. Că sunt oameni care, n-ai cum să nu iei personal când îți zice cineva, frate, n-ai niciun haz. Sau nu... Bă, era unul tot la casa mea, apropo, acum de... Da, acum mi-a fiecare... Mi-a aminte... Tu vreau să ne povestești de la Oracle. Păi da, tot întoarce. Sunt locurile unde erau comedianți. Și era unul care făcea exact ca tine. Zicea, bă, chiar mă plictisești. Dar n-avea nicio jenă. A, bine, nu, dar nu eram arogant. Nu eram atât de arogant. Adică eu nu spuneam dintr-o aroganță din asta, man, nu știu ce. Era la modul chiar nu mai suportam și nu mai... Cred că nu mai aveam nervi. Și poate nu sunt eu publicul tău, țin, fi super interesant ce povestești pentru cineva care înțelege ce zici. Eu nu am această putere. Da. Nu pot să... Deci poate să vorbească 10 ore, nu am curaj să zic, știți, eu tâmpenie. Nu te-am zis, trebuie să fie și un șpriț la bord. Eu o mai dau și pe mine, mai ales dacă e din asta de vorbit de cripto, pe mine asta mă plictisește în ultima oră. Sunt super săracă, nu am cu ce să contribui, nu vreau să înțeleg că n-are niciun sens să înțeleg că n-am bani. Așa că nu, te rog eu, nu... Super interesant, dar nu înțeleg nimica. Și da, uite, vezi pe băiatul de acolo, sigur știe. E bă, deci bagă bani ca nebunul. Ia, du-te, joacă-te cu el, că nu. Da. Îți irosești cuvintele. Stai, ai zis că cu banii, cum adică? Nu cu cripto, nu. Asta, nu, am înțeles esența. Adică cu banii nu ești așa, e o relație apropiată, de ce zici că? Mie îmi plac banii, dacă asta, așa, relația. Da. Îți plac banii tăi sau ai parte de ei? Nu, da, banii mei. Aici voiam să știi că mi-e îmi plac banii, dar uite, să am ca țiriac. Uite, să am banii lui țiriac, să am banii lui, nu știu, becali. Adică banii tăi pe care îi câștigi, ești așa sau? Nu înțeleg, scuze-mă. Așa cum și eu vreau să înțeleg. Te plictisesc? Nu, dar nu înțeleg. Nu înțeleg. Ideea este așa că eu acum am o relație foarte bună cu banii mei. Cam, nu mult, ce înseamnă asta? Că ești ok cu cât că sunt? Că sunt ok cu cât sunt. Nu că sunt, că nu ideea că sunt. Așa tot timpul au fost. Că au fost 100 de lei sau au fost 1000 de lei. Da. Ei există. Dar eu acum sunt foarte ok cu relația cu banii mei pe care îi câștig. Dar mie îmi plăceau banii, uite, acum tetelul se gândește la, mamă, cum să fac să fiu milionar? Dar tu n-ai banii ăștia, dar tu ești într-o relație cu ei. Am vrut asta. Dar nu să ai tăi, să ai altora. Mi-ar plăcea să am banii lui ăla. Adică ești ok cu cât câștig acum, cu cât... Da. Știi? Asta întrebam. Ești ok cu cât câștigi acum? Ești ok cu... Dă-și mie 1 milion până mâine. Acolo ajungem? Nu știu, cred că toată lumea ți-a rămas dorește. Ceva de la... Da, 15 lei? 15 lei? Da. Sunt, îi primești, nu-i dai, Doamne ajută. Dacă îți dau 100 de lei, mi dai până mâine. Dacă îți dau 15 lei, mi dai în 3 ore înapoi. Ok. Că e în funcție de cât. E în funcție de... Asta e rata? Da. Ok. Ok, 15 lei. 15 lei sunt 15 lei. 15 lei sunt 15 lei. Dar dacă investești. În cripto? Nu-și cred, din ce am înțeles. Sau în futuri și e that's a thing. Nu știu exact ce sunt ele. Nu contează. Cred că toată lumea își dorește poate mai mulți bani, nu? Ethereum, știi de ai auzit de Ethereum. Tot în engleză. Să știi că vreau să fac asta, vreau să le fac NFT-uri. Uite, da? Da, etichetele să fie ultra personalizate și să le iei tu, să le ai numai tu o etichetă de genul ăsta. Să-i fac eu ceva special să fie numai ta. Mă sperii. Haideți și să revenim la Ioana Luiza, care mai târziu, după ce să ieșim o dată din Oracle, te-ai dus la The Fool și după care... Și după care am fost la The Fool, fost fain. Fost acolo de când s-a deschis clubul. Uh-huh. Stat, am montat mobilă, a fost foarte mișto, atmosferă faină. S-au clădit mișto, lucruri. Mișto să știi să desenezi și să montezi mobilă, dar zi. Da, mulțumesc. Te-a hărțuit cineva? Nu... Sunt și m-au și prins bătrână. Ce trist a zis. Mi-ar plăcea să am și eu bătrână. Și cu gura mare. Nu cred că sunt hărțuibilă. Nu. Foarte greu de hărțuit. Nu. Deci măcar clienți? Nu cred. Clienții. Ce clienți? Nu interacționam cu oamenii. M-au mai hărțuit oameni din
public, da. Păi da, dar chiar zine, zine un pic relația asta și după aia ne întoarcem unde ai plecat de la The Full. Așa. Pe scenă. Are, da. Are Dragoș acest, nu pot să-i zic, această curiozitate și dorință de a fi hărțuit pe scenă. Da. Ok. Indiferent că ești fată sau băiat, deși de obicei se întâmplă mai mult la fete, el mă tăia și după spectacol ceva fete, mamă, bubuială, da. Mamă, la mine n-avea niciun băiat niciodată după spectacol, niciodată. Să zic, mamă. Dar nu, dar ce fata. Ce care sunt reacțiile? Mai da, gata. După spectacol? Da. Cele mai frecvente pe care le întâlnește la oamenii care sunt în public. Eu am, nu știu, reacții pozitive, că nu, eu nici n-am material de, eu vorbesc mai mult despre mine. Un material, n-am așa să zici că aș putea să stârnesc niște valuri de hate sau ceva din public. Dar poate nu neapărat de hate. Dar la mine în principiu vin fete după spectacol să vorbească cu mine, da, sau să facem o poză sau ceva. Cât ai luat acasă după? Niciuna, da, sunt așa drăguțe. Mai primesc cercei, sunt foarte drăguțe, vin fete drăguțe la mine, așa timiduțe, faine, foarte simpatice. Ce dar n-avea niciun băiat să zic, în afară de Boczila, pe care l-am și păstrat, dacă tot el a venit din public, așa s-a întâmplat? Noi, da, ne-am cunoscut, el m-a văzut prima oară pe scenă. Dar făcea deja asta, adică nu eram din public. Eu am făcut prima. Bagabon. Da. Da, așa că trebuie să modific. Eu am niște întrebări pentru tine și mi-a venit acum... Ai niște întrebări? Da. Ce tare. Ce crezi că ai venit aici? Păi, dar până acum ce crezi că a fost monolog? Toate întrebări au fost, am niște întrebări. Dar le-ai băgat foarte smooth. Tu te bă de aici, e de la vinul ăsta lui... Ești super profi. Am văzut și la filmări, la Revelion. Da, da. Super profi. Așa, zic cu Boczila, cu Boczila, zic cum s-a întâmplat. El m-a văzut primul la un spectacol și după aia ne-am cunoscut prima oară la un festival de comedie. Și el mai vorbise cu ceilalți băieți din stand-up pe internet și mi s-a părut că era mult, mult prea drăguț. Zic că e un băiat mult prea cum se cade, ăștia o să profite de el că e mult prea drăguț. Că ceilalți prietenii mei eram acolo cu băieții mei de la niște oameni, cu ăștia de la Cluj. Mi s-au îmbătat câțiva și Bogdan era, hai că vă duc eu acasă, că sunt cu mașina, eu n-am băut. Like, nu, te rog, nu îi știi pe băieții ăștia, sunt mari bețivi, o să zboroască mașina. Nu, ești prea drăguț. Și de acolo, încet, încet, s-a mutat la București, după aia, a fost fain. Am o întrebare, cum ai fost la radio, la Morning Glory, ceea ce mi se pare foarte tare. Adică plecând de la Oracle, că eu tot aici mă tăi. Nu, da, știi că e toată evoluția asta și mi se pare foarte, 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 foarte tare și este clar că aici este dovada vie că ești un om foarte talentat și un om care este foarte preocupat de meseria lui și că unde te-ai dus, ai progresat așa, adică ai ajuns de la Oracle la The Full, de la The Full la Afel Radio sau Comics? La radio. La radio și după aia Comics. Da. Și cum... Că vorbeam și înainte de Adarec, ce este cel mai greu la a lucra la matinal? Că asta era și, și gluma la radio, că cea mai nașpa parte e că e dimineața. Am fost invitat la Morning Glory și erai acolo, încă erai acolo. Cel mai greu este să-mi funcționeze creierul. Bine, acum e vorba și tot așa de exercițiu, probabil, că dacă ai deja niște... luni de zile trezit de dimineață, probabil că îți intri într-o rutină din asta în care ajungi să... Nu funcționezi dimineața, nu poți. Asta ține și de fiecare, eu oricum sunt mai ok dimineața. Eu și când muncesc acum prefer să lucrez dimineața, în prima parte a zilei sunt cea mai eficientă și mai ok acolo, cu capul. Atunci și scrii cel mai mult? Da. Dimineața, nu? Atunci scriu, atunci bag muncă, păi după șase... Mintea limpede, nu ești încărcată de o zi de stat în trafic, de luat contact cu grămadă de fel și fel de oameni. După șase intră starea aia de hai să bem ceva, intrăm pe Caterin, că e altă personalitate, sănătate. Și asta era cel mai nașpa, cel mai greu cu care... Nu, efectiv, nu poți să te obișnuiești. Oricât te-ai încercat, nu poți să te obișnuiești să te trezești. Nu e greu să scrii zi de zi altceva. Adică tu veneai și cu niște glume pregătite de acasă, alte glume, niște păi remari, să scrie niște... Desfășurătorul ăla trebuie să îl citești, să scrii, să ai niște chestii pregătite pe Câte acolo. Glume pregătești pentru dimineață? Desfășurător. Da, în funcție de desfășurător. Ai mai luat glume din radio și după aia ți le-ai băgat pe stand-up? Nu, că e alt, sunt altfel de... Îți pare rău când dai glume la radio sau când te dai glume la radio și se părea prea bună și ziceai
Asta aș ține-o pentru... Sau hai să o dau acum și băi, spune rău. De ce am dat-o pe radio și în loc să o dau pe scenă? Nu, nu prea, că acolo la radio erau glume topicale, adică era totul pe adică ce s-a întâmplat în ultima, în ultimele 24 de ore, cum ar veni. Pe când eu la stand-up tind să povestesc despre ce mă apasă pe mine, ce trăiesc eu, e mult mai personal. Și acolo era doar ok. A fost un exercițiu foarte bun de scris comedie, în general. Că am devenit foarte rapidă și... Eficient. Am mult mai mult încredere în mine să scriu și știu să scriu și foarte, glume foarte scurt, concis, nu cuvinte în plus, nu lăgăială, trebuie să fie... Asta e o artă, să da. Dai la fix. Da. Ai ajuns să scrii și pentru alții? Da. Da. Am mai scris și bine. Pentru alții. Nu. Nu? Adică comparativ nu cu munca nici... pe care o depui, banii, adică făcând un raport în ăsta... E și fain. Adică nu, mi se pare că la scrisul de comedie e și fain că scrii comedie și că ești plătit. Adică poți fi plătit și cu, uite, îți dau această sticlă de vin, am și o nevoie de ceva. Și te bucuri, suntem încă în punctul în care ne bucurăm că, oh my God, sunt plătit să scriu glume. E nebunit, asta e partea cea mai faină. Mai ales că uneori ne întâlnim și mai mulți și facem grup și e fain să scriem un brainstorming din asta în care... Ne-am făcut așa o echipă. Uite că, dovadă că, și când ne-am întâlnit acum pentru Revelion, apropo, dacă vreți să cumpărați bilete, puteți cumpăra de pe TAS ceva Revelion. Sau pe cevamărunt.ro/Revelion, unde puteți să găsiți bilete și pentru diaspora. Da, scuze, pentru diaspora. Foarte bine. Păi nu, e alt preț la diaspora? Nu, e același preț, numai că e altă platformă. Ți se pare corect? Pentru că... De ce nu te-ai dus la nicio emisiune gen concurs de stand-up? Gen, evident, Ai Umor? Mi-a fost frică să mă duc la Ai Umor, pentru că mi se pare că acolo e... În primul rând că mie mi-e foarte greu la televizor. Eu nu știu încă cum funcționează... Ai fost la roast-urile astea, ai fost la stand-up Revolution, care n-a apucat să se difuzeze, dar tu deja experiența o aveai. O aveam chiar pe dacă o să se dea probabil în primăvară, dar ai fost foarte bine la roast-urile, roast-ul României și bine mulțumesc. Pe zona și ai avut Moldova. Da. Ceea ce Moldova, mie mi se pare sigur foarte ofertant, dar și cu un procent mai mare de risc de a aluneca în, știi? Că până la urmă când zici Moldova... În aceleași glume. Da, în clișeul ăsta de... Da, am încercat să le evit. Da, 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 și a fost posibil. Foarte bine și apoi... Cum te-ai simțit? Eu am avut noroc că am și asta de tocilarea clasei. Mie nu-mi place să mă duc nepregătită și am și stat eu cu o zi înainte am stat și mi-am învățat la pe de rost că dacă nu știu exact neapărat care sunt condițiile... Să nu... Urma să fiu și pe tocuri, care pentru mine era o problemă, că nu știu să merg. Aveam alte anxietăți. Și măcar textul să mi-l știu, să nu mă bâlbâi pe cât posibil și să fiu măcar pregătită cât a ținut de mine, să știu că am încercat să fac tot posibilul să iasă cât de cât ok. Da, fost nu e doar... Ai fost mulțumită? Tu, uite, eu zic din afară, că am fost și în sală, am văzut și la televizor că, sigur, ce vezi tu acolo în platou e diferit de ceea ce se montează și se dă la televizor și diferit de ceea ce simți tu când ești pe scenă. Am fost mulțumită. Mi-a plăcut foarte mult că nici nu oamenii din public de la mine au și fost. A fost și printre prime. Am urcat prima. Mult mai permisiv, după cum ai văzut. S-au distrat, spre deosebire de alte zone, nu zic de Oltenia. Aia zic. Dar... Cred că dacă urcam după tine, eram terminată psihic. Dacă intram eu și mă luau frică din aia, că dacă se ia cineva, dacă se ia Moroșan de mine, îmi și dă două... Exagerez. Dar înțeleg ce spui. Totul mi-a fost foarte drăguță și pașnică la bucata mea. Că au vorbit după aia despre dacă se mănâncă cu pâine sau nu. Ceva care n-a avut neapărat vreun sens. Ce-i drept oricum în toată țara. Adică ea cu pâine nu era vorba că... Da, eu știu unde ai vrut tu să bați, dar în general în România e sărăcie. Da. Și aveai o bucată de... Puneai două felii de salam între două felii de pâine de alea imense, știi? Dacă puneai și niște margarină și alunecat și paftă. Da, era pâinea în principiu, ca să se umfle acolo, băgai cu apă și toată coca aia era... Te ducea până seara. La prășit. Da. Ziceai că ai o întrebare. Da. Mă macină de la începutul emisiunii, mi-ai ridicat-o la fileu. De ce nu ești în tocuri sau pe tocuri?
Pentru că îmi place să merg. De ce dezvoltă subiectul? Dezvoltă subiectul. Mie îmi place. Mie place pe sus. Mie place să vorbesc despre modă, să știi că eu nu mă pricep, îmi pare rău, dar o să încerc să țin pasul. Te rog, deci de ce... Cu moda nu poți să țină pe tine. Ce-i cu Adidas ăștia? Ce-i fă asta? Explică-te. Ce făcuși făcu? Nu știu, nu știu să merg pe tocuri. Eu sunt și înaltă, băi, așa. Adică. Sunt fete înalte care poartă tocuri. Eu pe tocuri am 1,80 m. Dacă crezi că fetele poartă tocuri doar ca să fie mai înalte? Nu, sunt și sexy, nu zic, că e foarte frumos. Îmi place cum arată, arată foarte frumos. Da. Dar... Și ce? Adică nu știi să mergi, e greu. Nu știu să merg. Deci nu știu să merg. Nu mergi în casă cu cartea pe cap ca să... Trebuie? Am 30 de ani, gata? Nu am trecut trenul ăsta de mult? Păi, ce tot zici cu 30 de ani? Mi se pare 45. Și nici la 45 mi se pare că... Oh, la 45 ești cea mai bine. Ca bărbat, ca femeie, un pic târziu, dar... Nu vreau să fiu rău, deci eu, Doamne ferește. Nu, să nu tai asta, de este părerea mea, nu poate să se supere fetele pe mine. E un pic târziu pentru ce? Stai un pic, despre ce vorbi? E un pic târziu să faci copii la 45. Un pic, am zis. Nu e... Te-ai fost mai rău, lasă-o așa. Înapoi la Adidas. E ok și la 60, gata. Îmbraci lejer, ca să înțeleg. Te încalți lejer, de fapt. Bă, și îmbrac lejer. Mi-ar plăcea să nu mă îmbrac lejer, dar nu știu cum. Adică? Nu vreau să fii... Când te duci pe scenă cu tocuri așa și să zic că mamă, ce acum le și zice fata asta, ești pe tocuri. Eu cred că adică, e cineva care face pe tocuri. Asta vreau să te duci ceva legat de public? Vă e teamă de public? Nu cred că poți fi un reprezentant tuturor femeilor care fac stand-up, dar... Principiu. Eu încerc să fiu... Acum, când sunt pe scenă, serioasă. Vreau să fie oamenii atenți la ce le zic. La ce... Bun, e un răspuns inteligent. Ai ocolit bine întrebarea. Este arăt. Foarte smart. Eu l-am chemat aici pe oricine. De-aia... Mulțumesc frumos. E foarte greu să găsim pe cineva. Dar acum întrebarea... Eu nu prea am prieten smart. Dar întrebarea e chiar serioasă. Nu e complicat? Poate o să ajung să urc pe tocuri. Habar n-am. Dar acum nici nu știu să merg pe ele. Nici nu știu cum să asortez lucruri. Mi-ar plăcea să mă caute un stilist să zică hai că-mi fac eu pomană cu tine, hai să te îmbraci. Nu trebuie să facă pomană. Eu cred că asta cu stilistul, mai ales când devii cunoscut. Jur că mi-ar plăcea să mă învețe cineva. Când devii cunoscut, poți să găsești pe cineva care, până la urmă, știi, este o chestie win-win, în care, bă, uite, pe mine mă îmbracă cu Tărescu și nici eu nu iau la căzut dulapul pe mine, știi? Asta ar fi super fain. Poate la un moment dat, dacă mă ajută bunuțul Dumnezeu și merge treaba, o să mă ajute și pe mine cineva în sensul ăsta. Până atunci, o să mă concentrez pe ce știu să fac și anume să încerc să fac lume din ce în ce mai bune, să-mi dau tot ce pot eu pe scenă și să încerc să fie oamenii atenți la ce zic, nu la cum sunt îmbrăcată. E publicul masculin românesc misogin? Cum vezi publicul românesc ca performeră, ca să zic așa. Ca... Ți s-a întâmplat, nasoală zi, hai să... ok. Așa, te rog. Întreabă ce vrei să întrebi. Zi ce vrei să întrebi. Așa, de râs, îmi râd și fete și băieți, nu am glume specific pentru unii sau alții. Chestii nasoale care ți s-au întâmplat performând. În ultima vreme nici nu mai sunt așa îngrămădită ca pe vremuri, nu prea poți mai... Ce înseamnă îngrămădită? Definește. Să nu mai e frică dacă e cineva în public care îmi vorbește, nu-i las să îmi vorbească tot setul. Le răspunzi? Mă mai bag în ei. Da? Dar încerc să fiu drăguță. Adică nici nu vreau să fac pe cineva să se simtă prost. Dacă e unul care vorbește, poate doar nu-și dă seama că vorbește prea tare. Sau poate nu știe că nu e neapărat cadrul în care... Că răspunsuri nu caut. Când pun o întrebare, de obicei sunt retorice. Da, e retoric, da. Nu. Că unii poate nu-și dau seama și le zici frumos și tac. Uh-huh. Alții poate au nevoie de un pic de, nu știu, poate asta își doresc, să le răspunzi înapoi, să simtă că știi că sunt aia care te întrerup și cred că ei te-au ajutat, că cum cunoști. Abia e nevoie, aia când dacă nu ziceam eu, da, băruțule. Da, există. Că, de exemplu, și eu am pățit, dau exemplu ăsta în care oamenii mi-au comentat și pe mine chiar m-au scos din toate alea și eu chiar m-am enervat și la final mi-au zis hai că ți-am ridicat la plasă prietene, taci, că eu nu... aveam plasa mea, am venit eu cu plasa mea, nu aveam nevoie să-mi ridici tu plase, sunt deci ok. Deci există acest gen, uite, nu știam. Da, 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 și mai ales deci cred care... că ei sunt... Știi când se întâmplă cel mai des? Când vin mese mari, grupuri de... Genozii de naștere, sunt... Da, sunt 10 oameni și e mereu haiosul grupului, când până la urmă și eu tot așa mi-am dat seama că sunt haios, un grupul meu de prieteni în care eu eram mai mereu cu...
Caterinca... Și haiosul grupului este în concurență cu performerul? Vrea, da. Nu, da. E, vrea să arate cumva că și el e... Și el e, da, și are completări. Are completări, exact. Și ce lucruri. Da, și de multe ori pică prost, dar... Na, el da, pică de ăștia, de da, stand-up-ul când începe. Da, da, așa și pică prost pentru tonalitate, că mai ales depinde pe cine găsești pe scenă, știi? Da. Dacă îți dă o replică de te îngroapă, tu... Da, și ca sumasă, știi, și ești în fața prietenilor foarte, știi, că, na, e asta de a demonstra prietenilor ce am zis eu. Mai ales dacă e și un pic, nu? Luat? Dacă e și un pic, poate nici nu taci. De obicei se întâmplă asta, că, adică, mai ales atunci se întâmplă asta, când ia ceva, că dacă e, știi, neîncălzit, nu prea, stă acolo liniștit, dacă ai și băut ceva, că îți dă un pic de curaj. Și ești tu de acolo. Și ești, bă, nu da, e cazul. Da. Da, femei sau... care te completează, care îți ridică nu, la plasă. Dar din asta care, așa e, asta ai? Da, mai am câteodată, da. Păi ea mă amuză cumva, că nu, da, sunt simpatici. Da, nu te încurcă, da, da. E la modul... Eu pe mine, hai că mă bufnește râsul, așa e, sunt... Da. Știu că de-aia ai zic. Ai dreptate! Știam că de-aia... De-aia am spus, mine... eu de acasă vin cu astea. N-am zis acum prima oară, exact, și așteptam confirmare să-mi spui, o, ce bine, că nu știam dacă așa e sau nu, știi? Dar mai sunt de ăștia în care mai zici câte o chestie, intri într-un subiect și prima parte e din asta în care e trist, știi? Da. Și se aude în sală. Da. Comentariile astea de onomatopeile. Așa să zici că ești la televizor, da, exact, și că e înregistrare. Și îți dai acolo plac, da. Aplauze, râsă-te. Și aplauze. Foarte. Care fain este modelul tău de stand-upper femeie, nu din România? Îmi place foarte mult de Catherine Ryan. Acum Catherine Ryan e foarte faină. Ea e foarte șmecheră în Marea Britanie. Uh-huh. Și e o tip așa blondă, super. Și ea e îmbrăcată foarte frumos. Foarte frumos, e, da, foarte frumos îmbrăcată și pe tocuri și este țiplă tot timpul. Dar e și super feministă și a fost... și-a crescut singură fetița mult timp. Uh-huh. Mamă singură. Și foarte faină așa și inteligentă, dar și foarte bună la roast-uri. Ea prezintă Roast Battle, da, pe Comedy Central la ei. Da, tot fel de chestii. Foarte, foarte bună. Și la televiziune Comedy Central, și la tot. East European, adică la... La noi? La noi, da. Am fost, da, la două. De două ori, cred. Prima oară... pentru că nu știam... Da, pentru că nu știam cum să spun ce vreau sau cum să mă macheze sau să zic nu, pentru că nu știam să zic nu. De ce, acum știi? Acum mai știu, mai, da, știu să zic. Eu nu mă machez de obicei, doar frumos să nu mă faci cu... Sau mie mi se întind ochii foarte repede, nu mă dau cu nu știu ce. Da. Sau, te rog frumos, nu-mi faci șuviță din alea de nașă, bucle, știi? Buclele, da, alea, da, da. Și mi-au strâns sarmalele alea de nașă, da. Mi-au strâns așa părul în coadă și de aici mi-au scos două fire pe care, da, mi le-au făcut cu ondulatorul și efectiv eram nașa mare de la Fetești, așa eram... Cum erai? Nașa mare de la Fetești, așa la era. Fetești? Da. Ce, așa, ce imaginez nimica, dar pentru place că eu sună. Eu am tocmai ce am fost naș. La Fetești? Nu la Fetești, am fost în București, dar... Tu trăiești. Și tu, tot în București. Dar ciorba de pătroace s-a întâmplat la Fetești. Ce e ciorba de pătroace? Este ciorba de-a doua zi după nuntă. Pentru că ți-e răuț? Și pătroace ce, da, înseamnă? E, la Olteni e ciorba cu de toate. Și, okay, după beția aferentă... Acră? E și acră, dar bași cam de toate. La Olteni, oricum, Olteni nu prea cu gătitul. Nu vreau să dau iară rost Olteni. Să sară doamna Niculina, dar la Olteni cu ciorbele, adică bagă cam de toate. Da. A venit tata la un moment dat, sar de la una la alta, și a gătit Lizzie. Și Lizzie are un pic din sânge moldovenesc, așa, și gătește ciorba cu borș. La noi în familie ciorbele sunt dulci, așa au fost. Așa, okay, gătesc Olteni, adică nu există, da, creală. Dacă vrei, spui tu niște oțet în ciorbă, da, în fine. Și a zis tata, ce ciorbă e asta? Lasă că nu știu. Am plecat eu cu Lizzie de acasă, el a rămas la noi și s-a umblat el prin frigider să vadă ce fac eu ciorbă. Adevărul că se pricepe la anumite ciorbe. Se pricepe pentru mine că eu am crescut cu ciorbele lui, da, știi? Bă, și când am venit acasă, mi-a gătit ciorbă. A băgat și cârnați în ciorbă. Și am fost la moira, Lizzie, mamă. Ciorbele aia de la ficat. Da, sigur că nu, tata nu e un etalon al olteanului care e bucătar neapărat, dar... Dar, hei, în armată, da, poate în armată, poți să înveți să faci rețeta asta. Cine știe. Am vorbit despre stand-up, am vorbit despre joburile tale... Asta vrei să faci? Vrei să ajungi la un nivel în care să fii headliner?
Nu, nu vrea. Nu, poate să fii, poate să fii acolo, știi că sunt unii oameni. Bă, sunt unii, uite, într-o echipă de fotbal. Corect. Că nu faci stand-up singur. De obicei ai un line-up, există un line-up. Și sunt unii care sunt mulțumiți cu condiția lor. Bă, eu știu că sunt open. Bă, eu știu că sunt middle. Sunt ok cu middle, că ai nevoie și de middle. Cum și în fotbal ai nevoie și de portar, ai nevoie și de atacant, ai nevoie și de mijlocaș. Nu mai zici și de fundaș. Sunt unii oameni care se mulțumesc cu puțin. E și o teamă aici de a că poate să fie și o teamă, exact. Adică, bă, aș vrea, dar bă, cred că nu mă ține. Nu mă ține, nu mă duce. Există treaba asta? La mine există. La mine, eu am avut o perioadă în care am zis, bă, eu sunt mulțumit să fie Costel headlinerul și eu, să fie un operă și eu să fiu la mijloc. Eu sunt mulțumit. Știam că n-am material atât de bun și mă gândeam că poate cam asta e condiția mea, cred că până aici. Da, dar acum bagi. Acum bag, dar eu vorbeam și pentru că aveam backup-ul ăsta, aveam televiziune. Adică pentru mine stand-up-ul era așa un... Supliment. Da, sună urât, dar era... Fac și stand-up. Da. Nu trăiesc exclusiv din stand-up. Și atunci pentru mine era... Dar acum? Acum... S-a schimbat un pic. Da, te dar duci? N-am o problemă să mă duc cu oameni care sunt mult mai buni ca mine și sunt câțiva... Oricum suntem câțiva stand-upări, dar sunt câțiva care sunt vând mai bine ca mine, sunt mai buni ca mine, sunt mai căutați ca mine, sunt mai amuzanți și sunt ok, dar pot să-mi găsesc și o formulă în care să fiu headlinerul în care n-am, știi? Asta ia-mă voiam. Pe mine. Deci, tu o să fii rapor cu mine. O să te iau. O să fii headliner direct. Că fac eu open. Eu zic să rămâi la etichete pentru vin, să rămâi la TVR acolo că ai bine, ai canal D. Lasă-ne dracului în pace. Am să-ți dau toate. O soluție ca să n-ai ce problemă. Am soluții, slavă Domnului. Nu, am să te ajut, man. Mulțumesc mult, ești un băiat extraordinar. Nu. A renunțat pentru o anumită sumă la stand-up? Nu. Nu există o sumă. Na. O sumă, băi, noi avem banii. Câți bani vrei tu? Exact. Dar trebuie să existe o sumă. Îmi place că... așa de mult. Știu că toată lumea trebuie să aibă o sumă. Nu știu să zic o sumă. Dar așa de mult îmi place. Așa de mult îmi place. 200 de mii de euro. Și când e naș 200 de mii de euro. Și pleci pe scările astea și gata. 200 de mii de euro, oricum nu cred că e mult. Un milion. Eu nu știu bani. Eu nu știu bani mulți. Nu știu ce înseamnă bani mulți. Un milion ce de euro. Ce înseamnă? Un pic, îți dă un apartament. Raportează-te la cât. Unde îmi dați un apartament? Un apartament penthouse. La Poiana Brașov. Și într-un safe faci și 100.000 de euro, dar să nu mai faci niciodată stand-up în viața ta. Nu mai urci pe scenă în viața ta. Nu cred că vreau. 200.000 de euro. Nu cred că vreau. Oricum exercițiul ăsta nu duce nicăieri, că nu aveți 200.000 de euro ba să-mi dați. Tu știi câte sticle de vin a vândut? De-abia să începe acum, stai să vezi. Cred că presiunea adevărată e când cineva chiar îți dă lucrurile astea. Este, mamă, fii atent. Uite și vezi banii ba, acolo. Du-te la safe, te ruși, adu banii. Ia, gata, s-a enervat la tanticul. Adu niște nfâtăuri din alea, că oricum nu știe fata ce sunt. Vezi că cheile sunt sub cușca de șobolan acolo. Îmi place super mult. Îmi place super mult. Aia îmi place că te duci acolo pe scenă și nu e nimeni. Să descrie starea. Nu e nimeni. Știi ce tare e asta când sau nu e nimeni în public. S-a mai întâmplat. S-a mai întâmplat și eu am mai fost cu... Tot am trecut prin asta. Da. Dar descrie starea de grație când ai lovit-o. Ce simți? Sau cum ai putut? Nu, pleci cum ai descrie tu? Da, așa, pleci pe norișor? Nu, că plec așa cu... cojones. N-am, dar așa îmi imaginez că ești. Te duci, te adică dai jos și faci pe pula mare. Și faci așa lui Boxy, du-te, drecu, de aici. I-am distrus. I-am distrus. Da? Distrus. Da. Asta e cel mai fain sentiment. Durează puțin, că trebuie să-ți treacă destul de repede, că altfel ești un terminat, dacă nu așa Uber, te plimbi. Știi, sau pleci cu trotinetă din aia închiriată. Păi ții geaca pe tine, te înfofolui și ții fâșul. Îți tragi fâșul pe tine și după aia... Și după aia... Păi de la capăt. Ce sumă? Mi-ar plăcea să fiu, să fac show singur. Singură? M-ați întrebat la un moment dat. Să ai show? Da. Asta este. Și ce îți lipsește? One woman textul? Show? Nu, cred că curajul și să stau eu un pic cu să mă adun. Că am destul ai de mult ai pe net material. Bucăți? Nu, am o singură bucățică. O bucățică? Da. Care a fost și la Comedy Center. Adică nu ți-ai filmat un special, că până la urmă nu te costă nimic. Ai toate ustensilele la îndemână, toate pârghile. Dacă nu ți iese, nu ți iese, nu e ca și cum îl dai live și rămâne acolo, de ce nu încerci un special? Cu glumele că... Slavă filmat. Lui, filmat și eventual la un moment dat... Întâi vreau să-l dau, să văd, ok, cum se leagă bucățile între ele, că mie îmi și adică știi că e fain când se leagă o poveste de cealaltă și pare că așa ai tu, așa le-ai gândit tu, e pe loc, tot e pe loc. Mi-ar plăcea să se lege, să aibă un cap și o coadă și un sens... Totu. Care este gluma ta preferată pe care o dai
și pe care poți să o spui la aici la noi la podcast. Ai o glumă preferată pe care poți să o spui, pe care știi cum e, că și tetelul mă mai întreabă când avem noi doi, zi-mi o glumă de la tine. Sta mână, că îmi iau bani pe asta. Exact. Că, nu, pentru zic, trei sticle zic că de vin, mai un milion. Pentru trei sticle de vin e puțin. Gluma mea preferată de acum, din setul de acum? Nu de acum, din ce poți să dai, că știi cum e. Dacă o dai acum, vine lumea. Sau poți să dai acum așa un teaser, preview, dacă vrei? Poți să dau un teaser dintr-o bucată care mi-a plăcut super mult, care o să apară la Stand Up Revolution. Stand Up Revolution în primăvară la pe Antena 1, unde da, în juriu... Teo, Vio și Costel și Dan Badea. Și Dan Badea. Da. Și Teo și Vio și Costel și Dan Badea. Dan Badea, da. Știi când au fost ei la nu știu ce emisiune și a rămas... Că nu prea știau oamenii aia dimineața care cine și le-a rămas pe internet, au început să-i numească Crețu, Șapcă și Cucalu. Da. Pentru că, da, erau cum, tu, cine. Mi se pare foarte fain să faci de atâta timp și... Sistem. Încă să ți se întâmplă lucruri din astea. Mie mi s-a întâmplat, acum mai ales cu Asia Express, să mă oprească foarte, mult mai mulți oameni pe stradă sau așa. În aeroport mi s-a întâmplat cu niște domni cu pălării și cu mustață în care se spună: hai să moară familia mea, te știu, dar nu știu cum te cheamă. Hai să facem o poză. Păi dacă nu știu cum mă cheamă, faci... Nu, cunoscut ești, dar nu mai știu eu cum te cheamă. Dar asta, să moară familia mea, te știu, dar nu știu cum te cheamă. Ce dar fain! La modul, da. Și stai să-i ajuți, adică să-i ajuți sau... Eram și în fumoarul ăla în aeroport, terminat să termin țigara, nu era să... Bă, lăsați-mă. Și mamă, în general sunt foarte drăguț la asta cu pozele, da, că nu... Nu sunt atât de... Nu sunt agasată atât de tare să merg pe stradă, uite cum e, mergeam cu, mai m-am mai povestit tot așa cu tetelul aici, cu bobonete. Când plecam, am fost la Paris, am fost la Londra și așa, bă, nene, e ceva, îl înțeleg când mai și refuză. Mm-hmm. Care, bă, nene, mai lasă-mă cred puțin că e super greu. Știi că e bobiță, vine cumva cu japca. Da. La mine se întâmplă. Că și confundă, cred că, personajul cum da, te-au văzut, clar, mai ales dacă... Asta clar, asta clar. Revenind la da, tine. Yes. Gluma preferată. Gluma preferată. Cred că e setul în care povestesc despre cum am fumat droguri cu tata. Aia este gluma preferată. Vai, trebuie să vedeți asta. Eu nu știu. Cum? Dar ai reacționat așa de drăguț, nu, exact? Nu, mi se pare foarte oh my tare God, ideea. Te știu. Cum te nu, cheamă? Nu, e foarte tare ideea. Eu și eu când am fost în Amsterdam și am fumat, în capul meu asta a fost, aș vrea să fac asta cu tata. E super fain. Recom, da, de ce nu faci asta? Dacă ar fi să mergi în Amsterdam cu eu părinții. Cred că dacă îi dau lui tata să fumeze, s-a terminat și merg. În primul rând că nu a fost niciodată, n-a fumat niciodată în viața lui. Da. Nu știe să tragă în piept, ceea ce ar fi o risipă. Da. E și păcat. Da. Și că dacă nu știi să... Adică poate i-aș da un cookies, știi? Dar dacă nu știi să gestionezi, adică dacă tu nu ești pregătit, nu poți să-i dai unui om care nu știe ce înseamnă și are și preconcepția asta, bă, nene... Tocmai aia e funny. Păi nu, omul dacă, care nu e pregătit. Păi nu, cred că dacă îi dau, nu vreau să sun pe la spital să-i se facă rău. Are și 70 de ani, a lucrat numai în mină. Nu poți să fac asta cu el. Scupa, adică are să vină de la pregătiți. El. Ar vrea să vină de la, așa cum a venit da, de la el și am gluma aia când el mă pune să-i pun Tinder pe telefon. Da. Și a venit de la el, pentru că el a văzut asta la prietenii lui pensionari acolo și mi-a zis, tată, vreau, nu știa să zică Tinder, a zis, vreau chestia aia, pui poză și te întâlnești cu femei. Aia mi s-a părut cool. Ce tare. Da. Și cum a fost merge foarte... Tinder-ul? Merge nu, Tinder-ul? Nu, că nu știe. Dar acum trebuie să zic din gluma mea, dar o zic un pic. Ideea e că el n-a avut niciodată smartphone. Și când okay, a dat și de smartphone, mi-a pus să-i dau, să-i pun Facebook, să-i pun alea, nu știa de Messenger, de WhatsApp, am instalat toate alea, că el nu știe să scrie, ne sună pe cameră și noi suntem și mulți, suntem vreo 18 acum, nu mai știu cât, în familie, știi cum e. Noi suntem 5 plus fiecare soții, plus 1, așa? Da. Și când sună și toată lumea vorbește și nu se înțelege nimic, și la modul, eu doar văd că clipesc și dau din ochi și dau din gură, zic, sunt vii, am închis, că nu stau, n-am... Și mai ales depinde unde te prinde. Da. Și după aia, după ce că de Crăciun s-a întâmplat asta anul trecut și m-a luat deoparte. Și după ce a plecat Lizzie din cameră, tata, ia vină să... Și am fost la modul... Ce, mă? Tata, bă, tu vrei Tinder? Tata, cum eu zice, eu vreau. Și a fost ce foarte amuzant că i-a și dat meci imediat cu doamna Maria, 64 de ani. Bă, a fost... Și s-a întâlnit cu doamna Maria. Nu pot să zic că e gluma mea, vezi? Doamne, bea, aștept să te văd un următorul da, set. Neapărat. Mm-hmm. Ce tare, ce, da, ce clickbait. Tare. Și, da, și ideea că... Când ai următorul spectacol. Da, când ai următorul show. Care o să bagi gluma asta. Promovează-te.
E la tine în emisiune. Eu mai bine zic să cumpărați acest vin extraordinar care... Bă, nu, e lumea cine... Dar este foarte tare, că se leagă cu ideea când... Taică-mea mă bătea când greșeam în dictat dintr-o carte și mâncam litere. Și mă bătea și nu, mi-a dat cu penarul în cap și mi-a rămas asta, cum mi-a dat cu penarul în cap și am zis, eu nu o să fac asta niciodată. Și când ne-a luat eu smartphone și nu știa să scrie și i-am zis, puteți să-i scrie doamne Maria la mulți ani. Și nu era, el a avut doar telefon de la cu butoane și când a văzut a statul ăla alambicată că el s-a așteptat să fie abă cât de... Și nici cu degete de pianist să-mi imaginez. Da, era destul de minunat și a găsit lu prima oară și era super încântat și a zis lu, pac, și a apăsat, zic, bravo tată, mai departe. A, și nu vedea, au fi în primul, el se gândea că e pe aici, da. Și făcea tată ăștia n-au au. Și zic, mie nu mănânci litere, că-ți fut un telefon în cap. Și se leagă foarte bine cu... E foarte tare. Și după aia apuc eu să vorbesc cu doamna Maria și el îmi dictează și eu scriu. Și a zis că nu s-a schimbat nimic. Ce tare. Da, e foarte tare. Ce fain. Abia aștept să te văd. Da. Mamă. O să dau la umor, probabil, la anul, că deja o am de ceva timp și... E chiar e o bucată foarte bună. Deci, da. Zine, revenind... S-a întâmplat asta. S-a întâmplat asta și la mine... Ai fumat cu taică-tău? Da, și n-a fost... A venit în partea cealaltă. Bănuiesc. Da, în Amsterdam. Și nu a fost ideea mea. Adică el a fost... Hai să încercăm asta. Asta zic că una e să vină de la el. Da. Nu zici, tata, hai să... Da, numai că... Partea faină e că s-a exagerat pe partea cealaltă. Eu știu... Mai fusesem în Amsterdam și eu știam că nu trebuie să... Trebuie să mă oprez la un moment dat ca să nu mi se facă rău. Și în partea cealaltă nu s-a știut această informație, s-a făcut răuț și de acolo... Păi vezi, asta mi-e frică. Reiese. Păi da, da. Dar de acolo reiese umorul, măcar ai făcut bani din asta. Exact. Da, da. A văzut bucata asta, săraca, a văzut. Și sala Palatului, a văzut cluburi. Și taică-tău a văzut bucata? Da, da, da. Și e foarte bun. Ai mei sunt foarte... Ce tare. Mândri de asta și se bucură și nu mai pot. Deci de fiecare dată când mă duc acasă, mă întreabă, tot timpul mă întreabă, da, ce mai faci? Pe toată lumea din stand-up iau așa pe rând. Ce mai face micuțu? Bine, toată lumea face bine, da? Nu vrei să mă întrebi pe mine ce mai fac eu? Întreb, ei, hai să începem cu mine. Să-ți arate probabil că știe și că urmărește. Că și că urmărește. Da, da. Da, Sorin, ce mai face Sorin? Bine, Sorin. Da. Bine, toată lumea. De mine a întrebat vreodată? Da. Hai, mă, da, jur, că s-a uitat la Asia Express, mă nebuneau că să le dau spoilere. Dar cine? Dar în următorul episod, nu pot să vă zic, uitați-vă acolo. Dar trebuie să le zici, mă, că eu oricum aveam bani să plătesc amendă la... Dar oricum nu cred că ți-am zis, nu-ți știam foarte multe. Nu, nu vezi. Oricum nu știam, dar îmi place să pară că știu lucruri, știi, tata, că nu... pare că sunt, că și eu sunt la... Îți dai seama. Noi o să ne apropiem deja cu pași repezi de acest... Repezi. Vrem să mai întrebăm, știu că nu mai are sens, este întrebarea preferată a lui Tetelu, pentru câți bani ai renunțat la sex? E întrebarea preferată a lui Tetelu și am dat-o eu. Păi mai bine așa. Dacă mă întrebați acum ceva vreme, înainte să-l cunosc pe băiatul ăsta de acum, era o sumă. Mamă, era și nici nu era, era modică. Deci propaganda lui Bogzi că este top. Asta spui. Da, ceea ce nu mă ajută pe mine personal, că vreau să apuce toate terminatele să scrie, băiatul. Chiar că există asta? Crezi că... Nu știu. Nu există asta. Nu cred, dar mă amuză. Pentru că eu îi fac lui promoție și promovare. Și Lizzie îmi făcea mie promovare într-o direcție, dar nu m-a ajutat din contră. În fine. Mai multe că faptul că, știi, dacă o ținea ascunsă, Lizzie zicea, nu ce ascunde asta. Dar faptul că a dat-o așa, la modul... După aia te ia băieții la Caterinca? Nu. A. Nu. Păi de la băieți a plecat, în primul rând. Și după aia ea a preluat și a zis, da, da, păi eu de-aia m-am combinat cu Natanticu, că e... Știi? Da, și faptul că a legalizat-o sau nu știu ce și vine din parte... Știi? Da. Eu zic că poți să povestești. Da. Cum e? Și cum e? Ce bine, aveți un HDMI aici. Nu, pune telefonul la... Avem... Da. V-ați filmat? V-ați filmat vreodată? Nu. Hai mă, că am văzut de curând un film cu... Mamă, dar n-aș vrea să mă filmez, că dacă eu în capul meu sunt super sexy, îți dai seama, sunt... Păi tot în capul tău rămâne. Nu cred că sunt. Păi nu arăți la cinema, nu vii la club să zici, hai să vă arăt. Tot nu cred că sunt, că eu m-am mai văzut și în podcasturi și sunt unele unghiuri în care nu mă avantajează. Nu te-ai văzut dezbrăcată, spune eu în podcasturi. Văzut? Nu încă, nu încă. Nu cred că o să ajungem acolo. Sau cine dacă dă Dumnezeu să se deschide cuburile la 100%. Haideți să dăm niște lăptic. Acum, după ce te-am dat, merge foarte bine. Cu vin? Foarte bine. N-are cum, așa e. Dai cu vin atunci. Nu vrei cu vin cereale? Cereale? Cu vin, da. Este... Ok. Rubrica adevărului, practic. Bine, deși și, bă, tocmai, că, știi, se zice că vinul este in vino veritas.
Vinul este mijlocitorul adevărului, dar na, îl dăm cu lapte acum, dacă nu vă place cu vinul. Am dat public când a trebuit. Dar asta funcționează la comedienți? În general, zic. Cine? Mie mi se pare că nu sunt oameni cărora să le fie frică de penibil sau ceva, știi? Și... Da, da. Ne dai acum. Aveți și lingură sau? Da. Mulțumesc. Cum preferi? Mereu mi-am dorit. Cum preferi, ca să mă auzi și la microfon? Îi prefer mai crunchy sau mai moi? Mai crunchy. Crunchy, da? Bine. Deci noi avem un set tețelui. Explică tu până... Da. Deci această rubrică are scopul de a scoate adevărul de la tine, pentru că dacă vei încerca să ne minți, te vei neca cu cereale și vei muri. De aceea... Și păcat să mori înainte de Crăciun, de Revelion. Da. Rubrica e foarte precisă, ai de ales între două opțiuni. E ori sau n-ai trei. Voie sau trei. Amândouă da. Sau... Răspuns, okay. Răspuns. Da. Răspuns la subiect. Și... Da, tu ești foarte deschisă, deci și... nu am o problemă. Da, și scopul este că tu sigur o să te gândești, dar să te gândești cât mai puțin ca să nu te... Vezi că mănânc și eu o masă caldă. Păi, asta... Nu e rece, că asta... Ia să vedem. După care să nu uiți că după ce termină asta trebuie să ne desenezi pește și peștișorul. Aoleu, da. Corect. Aoleu, măruțule. Bun. Și acum. Bun. Aproape, te rog. Așa. Bravo. La 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 Brașov, Botoșani, Buzău sau București? Oho. Nu, haideți să mestecăm și să spunem... Cum? Nu, acum, zi! Brașov! Brașov. Munte sau mare? Muto? Munte! Munte! Munte, poți să fii și munte, dar nu... Munte sau mare? Munte! Munte! Eu de ce... E la Brașov! Rochie sau pantaloni? Pantaloni! Mare și subțire sau mică și groasă? Mică și groasă. Nu merge. Alege. Mică și groasă, a zis. A, mică și groasă. Mică și groasă. A, mi s-a părut că mare și groasă. Adică hai să ceva. Ne deschidem urechile. Gata, film sau serial? Serial. Lingură sau furculiță? Furculiță. Furculiță. Long drink sau shot? Long drink. Grasă și frumoasă sau slabă și a dracu? Slabă și a dracu. Pantof, eu uite mă, dată Nicu, tu de unde ai scos astea? Pantof cu toc sau Adidas? Adidas. Ne, mersi. Sarmale sau sushi? Sarmale. Una scurtă sau nu știu zic? Nu știu zic. Eram sigur. Căsătorită fără copii sau necăsătorită cu copii? Necăsătorită cu copii. Faimă sau bani? Bani. Bani. Manele sau muzică populară? Manele. Bun, deci pe față. Nu mai dăm la întors. Micuțu, Costel sau Sorin? Sorin. Vacanță în țară 2 săptămâni sau city break la Paris? City break. Bogat dar praf la pat, bă, băi, ne auzim? Bogat, dar praf la pat sau sărac, dar taur în dormitor? Sărăcie. Că banii se fac. Din asta. Masaj de relaxare sau manipedii? Manipedii. Piață sau supermarket? Supermarket. Dulce sau picant? Picant. Menaj a trois sau gangbang? Menaj a trois? Nu mi-ar convenit asta. De ce? Dacă vrei să termini... De în anxietate, că e prea multă lume de cunoscut. Da, da. Și acum cu COVID-ul nu știi care... Dacă... Menaj a trois, deci mai e romantic. Menaj a trois. Plus că și la gangbang. Mai mulți băieți sau mai multe fete? Mai multe fete. Așa dacă sunt o grămadă de proaste. Ce să faci cu el? Da, așa la băieții ăla mai stai, da. A fost bun? Da, foarte bun. Nu știu că am făcut ce trebuia. Ba da, ai zis foarte bine. Mi-a plăcut că ai zis bani în loc de faimă. Asta arată totuși că poți să trăiești numai din... Expunere. Din notorietate. Da. Aer. Din... O să termine, aură. Să știi că nu ți-o ia nimeni. Da. Mulțumesc. Pentru că ne apropiem de final. Am să nu mă molpăi. Ne-ai promis. Da. Va trebui să... Păi nu vreți să ziceți voi lucruri de încheiere și eu desenez aici? Nu, tu desenează și noi îți punem și întrebări, că tu poți să vorbești, mă gândesc.
În timp, dar n-ai microfon. Haideți să mulțumim între timp, în primul rând, invitatei noastre, că a acceptat și ne va aduce un plus acestui minunat decor. Tu unde vrei tu? Acolo, da. Așa, nu merge? Na, tanti, ce ai făcut, bă, boiaș? Ne facem de căcatul lumii. O să dăm stop acum la asta, baboiaș, ca să nu pară că suntem nepregătiți, proștii proștilor. Roșu! Ne-a spart papă la fel, a lovit. Așa, gata. Nu dăm stop, o să lăsăm așa, că am zis că avem cariocă albastră, dar iată că avem roșie. E neagră, dar capacul e roșu. Tot cu negru să... Deci, peștișorul fericit, by Ioana Luiza, care este foarte pricepută la grafică și chiar din asta trăiește. Ziceam că îi mulțumim pentru că a acceptat să vină și să fie foarte deschisă și drăguță, să ne spună lucruri foarte interesante despre care noi n-am fi aflat dacă n-ar fi venit la acest minunat podcast. Tetelul e fiert, are gura căscată. Da. Are gura căscată la... Și vreau, după ce îl desenezi, vreau să te și semnezi acolo. Îmi pare rău, începe să prindă... Mamă, că e chiar de... E Finding Nemo, așa mi se pare. Ai păr? Nu. Băi, te luai încredere, mă, că fata asta nu e de ieri de azi pe firmament. Uite ce frumos. Îmi place că e pe minimalism așa un pic. Băi, n-auți câte linii... Și aici jos, te rog, Ioana, semnătura ta. Băi, ce frumos. Este un pește care are un câine în spate. Așa se va... Pe rotile. Luiza! Pune tot numele. No, și Ioana. Dar după aripioară. Acolo, așa. Da. Așa, ca să știm... Când o să-l vindem pe ca NFT și tu n-o să iei niciun ban. Ok, chiar happy. Because I'm happy, clapping right, if you sing like a room. Mulțumesc că m-ați lăsat să desenez la voi. Bă, ce drăguț. Mulțumim mult mulțumesc. De tot. Ți-a plăcut la noi? Da, m-am distrat foarte tare. Da, dacă vrei timpul. Ceva să promovezi vreun show de-al tău, vreun revelion da. Despre care noi deja am vorbit și de unde se cumpără bilete, dar să nu mai insistăm. Wow, de unde? De pe ceva mărunt? Ceva mărunt slash revelion sau Taz? Sau ceva mărunt. Mai ai ceva de promovat? Am și eu podcast cu prietenul meu, Boxy. Da? Da. Te rog. Da. Se numește Viezurile Vesel. Unde... Când ai început cu acest podcast? Am început... Sunteți doar voi doi? Sau suntem doar noi doi și mai vine sormea, dar e cumva producător în afara camerelor. Da, da, da. Și mai trece, nu mai zice când suntem plictisitori și schimbăm repede subiectul. Da? Și mai fac și valiza cu cărți tot acolo pe canal. Asta valiza cu cărți știam. Da. Nu și la podcastul ăsta ne muim unul pe celălalt. Am făcut episod? Acum un episod cu Toma. După episodul cu tine, la un an de zile, este episodul deci cu Toma. Ei au o emisiune anuală. Da, da. Așa de bine l-am produs pe ăla cu tine, că ne-am făcut set acolo. Da. Și am setat niște standarde atât de sus. Păi, vedeam eu. A fost mult prea greu. E ca un fel de revelion la ei. Să vă uitați și la Nu știu zic. Deci la podcastul e ca un fel de revelion. O dată da. Pe an, știi cum e revelionul? Da. Nu știu zic, valiza cu cărți și... Viezurile vesel. De unde a venit asta cu Viezurile vesel? Am vrut ceva care să sune amuzant și mie mi-a plăcut Viezure. Și e vorba despre daci? Nu, absolut deloc, dar poate deci fi. Deci voi cred că v-ați luat după noi cu Happy Fish. V-ați da, luat... am zis, zis ce alte animăluțe. Vesel, da. Vesela, foarte drăguț, bravo. Tetelul care, iată, încă o dată, te rog să vorbești da. Despre etichetele. Deci, avem acest vin care este de la Crama Grama, atenție, adică chiar este un vin da. Care se bea elegant. Pentru este oameni făcut. Este o cramă... cu număr limitat de sticle. Atenție! Câte? Sunt trei? Așa trei sunt toate? Sau? Cât de limitat înseamnă limitat? Nu râde că există varianta. În viitor o să fac o etichetă personalizată și o singură sticlă. Ah, foarte va fi drăguț. În viitor. Și te câștigă. Da. Și, păi nu, sunt în total câteva sute din asta, câteva așa și... Deci în total câteva mii. Nu sunt multe, adică da, și da, sunt, da. Aici scrie, deci pe fiecare etichetă va scrie numărul de sticle. Ah, foarte drăguț. Tic-tac, tic-tac, n-ai nimerit, n-ai luat anul ăsta. Nu mai nimerești. Apropo, deci o să le găsiți în librării, la librăriile Humanitas de Atlanticul. Oh, deci eu vând vin în librării.
librărie. Foarte tare, mi se pare foarte drăguț. Curând, bine, și pe online găsiți și sper că avem deja descrierea, ca să zic așa. În descriere avem link-ul prin care poți comanda direct să-ți vină acest pachet frumos acasă, mai ales de sărbători, de Revelion. Dacă vor să se uite la Revelionul vostru, da. Intri în descriere, comanzi un pachet complet, pac, 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 care nici măcar, cum să zic, nu te rupe de luat buzunar. Este un era mișto să iei un bilet și să primești o sticlă de vin, dar dacă sunt limitate, noi avem deja vreo 10.000 de bilete vândute, nu cred că aveți atâtea sticle de vin, că ediție limitată. Da. A, păcat. Dar da, asta este. Bine. 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 Mulțumim că v-ați uitat la frumosul podcast. Mulțumim. Mulțumim Baboiaș. Eu mulțumesc. Mulțumim Florărescu pentru acest minunat decor. Iana, Luiza. Mulțumesc frumos pentru invitație. Cu drag. Și cereale. Și vin, și vin. Și vin, și vin și cereale. O combinație fatală. Like, subscribe, clopoțel. Clopoțel, 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 vesel, clopoțel. V-am pupat. Pup.